Bună dimineața, bine ați venit, sunt Cristian Ghină, europarlamentarul SR Plus și vă urez bine ați venit la un webinar despre problema gunoaielor, a managementul deșeurilor și aerului în România. Este o conferință online, ea fusese programată să fie offline, am amânat-o și apoi am reluat-o într-un format online. Este o conferință comună a grupului Renew Europe din Parlamentul European cu platforma O țară ca afară pe care o dezvoltăm împreună cu colegul meu Vlad Potoș și cu colegii noștri de la Expert Forum, care vor prezenta imediat pe această introducere un raport la care au lucrat și care este foarte, foarte interesant legat de lecții, de un fel de bilanț 13 ani după aderarea la Uniunea Europeană, unde suntem. Din păcate, o să vedeți acolo, 1 miliard de euro la dispoziție, foarte puține progrese. Și situația asta este și cea care, la modul generic, ne-a făcut pe mine și pe Vlad Botoș să lansăm acest proiect O țară ca afară. Pentru că vrem să fim o punte de legătură acolo, prin cabinetele noastre europarlamentare, prin prezența noastră în Parlamentul European, între realitatea de la firul ierbii și țintele și dezideratele pe care ni le stabilim noi ca țară membra Uniunii Europene. Faptul că ne-am propus ca în 2020 să ajungem la 50% reciclare și suntem mult în urmă, undeva la 14%, iată o realitate, suntem în 2020 și dacă vă uitați pe multe statistici, se întâmplă la fel. Se întâmplă la fel și cu calitatea apei sau cu accesul la apă. Se întâmplă la fel cu abandonul școlar, cu reforma instituțională. Foarte multe, foarte multe dintre speranțele noastre atunci când am intrat în Uniunea Europeană în 2007 și țin minte, eram ziarist pe vremea aia, țin minte cât de mult scriam despre acest sentiment că gata, am intrat într-un club select și se rezolvă problemele. Iată că nu se rezolvă problemele singure. E mult mai complicat și avem mult, mult de muncă și ăla a fost doar un pas. Foarte interesant ce vor prezenta colegii noștri pe partea de deșeuri și de aer. Eu vreau să spun doar că și tema apei este tot un eșec sistemic, doar că nu le poți aborda pe toate într-un singur raport, poate că vom reveni. România are o obligație prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană să asigure acces la apă și canalizare pentru toată populația care trăiește în așezări de mai mult de 2000 de persoane. Suntem departe de așa ceva. Dacă ar fi să respecte fix obligațiile formale, Comisia Europeană ar trebui să ne dea amenzi de sute de mii de euro pe zi, pentru că nu am asigurat noi ca stat român accesul la apă. Nevoile de investiții și pe partea aceea sunt imense. Berdul prevedea 13 miliarde de euro. Vorbesc de apă acum. Deci o problemă pe care doar o aduc în discuție că există și pe care nu vom dezvolta astăzi, sper să putem altă dată. Bun, mulțumesc Expert Forum, Sorin Ioniță, Otilia Nuțu, pentru că ați acceptat să facem asta împreună și pentru calitatea materialului pe care îl veți prezenta. Câteva chestiuni tehnice. Eu voi comodera împreună cu Sorin Ioniță acest eveniment. Și pentru publicul nostru, văd că sunt 101 oameni care sunt în audiență. Acesta este un webinar Zoom. Deci sunt două categorii de participanți, cei care sunt speaker, pe care îi vedeți și care pot să intervină direct, și cei care sunt în audiență și care pot pune întrebări. Există un buton în josul ecranului pe care cei din audiență îl pot folosi pentru a pune întrebări, butonul de Q&A. Sunt deja întrebări puse de către acești participanți prin formularul de înscriere. Sorin Ioniță l-a selectat și l-a trimis deja la candidați, deci puteți să, poate o parte din aceste întrebări vor fi deja și vor găsi răspuns. Altele vom încerca și cele care de ieri și cele de astăzi care vin acum de la audiență. Vom încerca să le distribuim noi ca moderator cât mai fair și cât mai echilibrat între experți și între oamenii politici prezenți, astfel încât să răspundă la cât mai multe. Vor fi două paneluri, după aceste cuvinte de bun venit din partea mea și a lui Vlad Botoș. Primul, Expert Forum, cu experții pe care i-a invitat, Ilie Brie,
expert în management deșeuri. Oana Neneciu conduce consorțiul de ONG-uri care a pus acele sisteme de măsurare a calității aerului, consorțiul airlife.ro, și Constantin Damov, președinte al Green Group de la Buzău, unul dintre cei mai mari reciclatori din România, deci oameni din zona de practică. Și al doilea panel vom merge, avem candidați ai alianței USR Plus, independenți și PNL, de la nivel de primărie generală, sectoare și sectoare. Cam asta e din partea mea. Reamintesc publicului, celor din audiență, partea de butonul de Q&A de jos. Tot acolo se vor regăsi și întrebări de la presă pe care colegii mei de la Cabinetul Europarlamentar le vor relua în sesiunea de Q&A, astfel încât candidații și experții se poată să răspundă. Și o să avem și o intervenție surpriză, care nu mai este surpriză pentru că îl vedeți aici, pe Lucian Mândruță, căruia îi mulțumim că e alături de noi și pe care îl apreciem pentru toate eforturile sale civice în ceea ce privește chestiunea asta, care pe mine mă deprimă teribil de câte ori merg în România, cât de multe gunoaie sunt pe marginea drumurilor și poate cea mai vizibilă probă a impotenței statului român. Mulțumesc foarte mult, colegul meu Vlad Botoș, și apoi imediat Sorin Ioniță, intrăm în content. Bună ziua și bine ați venit la webinarul O țară ca afară. Sunt Vlad Botoș, eurodeputat din partea Alianței USR Plus în Parlamentul European și membru în Biroul Național USR. Îmi pare rău, așa cum a spus și Cristi, că nu putem să ne întâlnim în condiții normale, dar sper ca în curând să trecem peste această pandemie și nu pot decât să le urez sănătate tuturor celor care se luptă cu COVID-19 sau cu orice alte boli. Din păcate, această boală ne-a arătat încă o dată, dacă era nevoie, minusurile sistemului românesc, necesitatea imediată de reformare, ceea ce mă aduce la subiectul zilei de astăzi. Împreună cu colegul meu Cristian Ghina și colegii din cabinetele noastre europarlamentare, am hotărât să facem acest proiect, O țară ca afară, în care să abordăm probleme dificile, spinoase, cu care se confruntă societatea românească. Pentru că toți cei care avem experiența vestului vrem să trăim într-o țară ca afară, însă trebuie să recunoaștem că transformarea României va fi un proces extrem de dificil, nu doar financiar, ci și social și mai ales din punct de vedere a mentalității. Webinarul de astăzi este despre mediu, unde România, din păcate, are o situație mult mai rea decât multe state europene. Toată lumea, inclusiv grupul nostru din Parlamentul European, Renew Europe, vorbește despre importanța Green Deal, Pactului Ecologic European, pentru că nimic nu este mai important decât un mediu curat. Multe studii arată că sănătatea oamenilor este direct influențată de calitatea aerului pe care îl respirăm și a mediului în care trăim. Programul Horizon are acum o componentă majoră în studierea expozomului uman, adică a condițiilor de mediu în care trăim și a modului în care influențează sănătatea. Trebuie să înțelegem foarte bine că dacă vom continua în aceste condiții, fără a face schimbări majore, sănătatea noastră a tuturor va avea de suferit din ce în ce mai mult. Poate este acum mai important ca niciodată să luăm în serios calitatea mediului înconjurător și să luăm măsurile potrivite. Este începutul noului exercițiu financiar în Europa 2021-2027, începutul unui mare proiect european, Green Deal. Suntem înaintea unei campanii electorale locale, unde vor fi aleși primarii și consilierii locali, cei care sunt în măsură să ia decizii directe și imediate pentru îmbunătățirea calității mediului în orașele și în comunele pe care vor să le conducă, dar și înaintea alegerilor generale, unde vom avea un nou parlament. Este deci un moment bun să avem discuții serioase, pentru că nu putem niciodată rezolva o problemă pe care nu o cunoaștem. Am ales împreună cu Cristi și cu Sorin Ioniț, expert forum, dar mai ales cu dumneavoastră, să abordăm două probleme spinoase ale României actuale: gestionarea deșeurilor și poluarea aerului. Gestionarea deșeurilor nu mai poate fi făcută ca până acum, nu mai putem continua să aruncăm resturile la groapa de gunoi și să uităm de ele. Și asta nu pentru că ne impune cineva sancțiuni, nu pentru că pierdem ocazia de a cheltui niște bani veniți de la Uniunea Europeană, ci din cauza faptului că acum avem din ce în ce mai multe deșeuri. Natura ajunge să fie sufocată de ele. Dacă mergem la o plimbare în oricare dintre pădurile noastre, nu se poate să nu ne întâlnim cu grămezi de gunoi și ne afectează nu doar estetic, ci intră în apele noastre, poluează solul și aer.
Vedem că gunoiul este o problemă extrem de serioasă în întreaga lume, din păcate simțim asta și aici, în România. Este de aceea momentul să avem o abordare deschisă și hotărâtă în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Aerul, a doua problemă pe care vrem să o abordăm astăzi, pe care respirăm, nu este însă poluat doar de gunoaie, ci și de mulți alți agenți. Care sunt aceia? Sigur, știm cu toții că una dintre sursele majore de poluare a aerului este traficul, mai ales parcul auto învechit. Mai avem și alte surse de poluare a aerului. Mi-ar plăcea să vă spun foarte clar, însă această problemă nu a fost studiată în România, în marile orașe, acolo unde poluarea atinge de multe ori cote alarmante. Știm că avem probleme majore cu poluarea aerului din ceea ce simțim noi, mai ales voi în București, și, din păcate, doar societatea civilă, și vă salut, au făcut demersuri în București pentru a face un proiect de măsurare a poluării aerului, dar nu avem informații oficiale. Sper să putem avea o discuție sinceră și la obiect cu toți invitații de astăzi și să găsim soluțiile potrivite împreună, mai ales tehnice. Nu putem decât să vă promitem că de la nivelul Parlamentului European, atât eu cât și ceilalți 7 colegi ai noștri din Alianța USR Plus vom face tot ce ține de noi pentru a obține finanțările și expertiza necesară pentru rezolvarea cât mai rapidă și eficientă a acestor probleme, dar și a altora cu care se confruntă societatea noastră pentru a ajunge acolo cu adevărat unde ne dorim, o țară ca afară. Mulțumesc, Vlad. Fără alte introduceri, Sorin Ioniță. Bine, mulțumesc. Din partea Expert Forum, de unde e interesul ăsta al nostru pentru teme de mediu? Pentru că noi aveam obiceiul să facem un raport anual pe care îl lansam de obicei sfârșit de februarie, început de martie și anul ăsta ni se părea foarte, foarte relevant, urmând noi să avem alegeri locale în luna iunie, să luăm două teme de mare importanță municipală, aș zice, teme de mediu, dar care au preocupat la începutul acestui an pe toată lumea. Cred că a fost tema numărul 1 și 2, problema poluării aerului și a deșeurilor. Sunt teme tehnice de public policy, sunt teme care implică resurse, trade-off, inteligență să le analizezi, sunt restanțe ale României. Iar faptul că săptămâna trecută am luat o condamnare de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene arată că temele au fost bine alese pe poluarea aerului în București, arată că chiar era relevant. Din păcate, lockdown-ul ăsta cu criza ne-a dat un pic peste cap că nu am mai putut face un eveniment live, așa că am trecut pe Zoom, dar ceea ce vreau să lansăm am lansat, deci în momentul ăsta colegii mei au pus pe site raportul scris și îl puteți lua și vedea de acolo, e pentru tot publicul. Noi o să facem doar un foarte scurt sumar acum de ce am pus acolo. Astea două teme, pentru că nu putem acoperi toată problematica de mediu, evident, am luat doar două porțiuni, deci partea de management al deșeurilor municipale, așa se cheamă, cu partea de reciclare atașată și chestiunea de calitate a aerului. Ele evident se leagă pentru că atunci când se ard deșeuri se poluează aerul și știm foarte bine episoadele care au fost. Mai sunt și alte probleme de mediu de care nu ne-am putut ocupa evident, dar rămân pentru viitor. Însă mi se pare o alegere bună, hai să vorbim de ele, iar pentru noi ni se pare foarte important să repornească dezbaterea de public policy în contextul anului electoral 2020, să nu ignorăm politica și alegerile care vin și să începem să discutăm aceste teme și oferte pentru că ele rămân la fel de relevante. Pentru asta mulțumesc, Liniu. Mulțumesc și Fundației Friedrich Naumann, care ne ajută pe noi, pe efort, să facem o serie de dezbateri mai mare. Și apropo, luni mai avem încă una pe achiziții publice municipale în criză și pe haiduciile care s-au făcut. Deci va fi tot o conferință publică pe Zoom. De mâine veți primi spam-uri de la noi și despre asta. Raportul este deja pe site. Am primit deja de ieri foarte multe întrebări din public. Vă mulțumim pentru ele. Cei care s-au preînscris pentru conferința de azi deja au trimis întrebări. Primim acum întrebări live, așa cum s-a spus, preferabil acolo pe Q&A. Vom încerca să răspundem la cât mai multe, evident nu se va putea la toate. Și atunci vom face un follow-up, un material de follow-up, pentru că sunt atât de multe întrebări și atât de bune, unele cu o componentă tehnică foarte pregnantă pe partea de deșeuri și aer, încât ar fi păcat să le lăsăm așa. Deci e material acolo de încă un policy paper. Și ăla va veni. Cred că evenimentul ăsta trebuie să aibă un follow-up cu mai multe răspunsuri, poate, pentru că, într-adevăr, ce am făcut noi e mai mult un sumar de probleme în acel raport.
Și atunci, ca să nu mai pierd foarte mult, foarte mult vremea și să ajungem să discutăm cât mai mult astăzi, o să încerc să dau screen share la prezentarea mea și să o țin și scurtă, să-mi confirmați dacă se vede și eu să o dau în slideshow. Ok, cred că se vede bine. Da. Ok. Și atunci, principalul nostru mesaj în acest raport scris veți vedea este cât de mult și de tragic a pierdut șanse România după aderarea la UE. Deci suntem deja în anul 14 de la aderare și noi am încercat, asta a fost întrebarea noastră de cercetare, câte oportunități și câți bani s-au pierdut pe aceste două teme de mediu pentru că n-am făcut ce trebuie. Deci nu numai că am rămas poluați, că avem politici incoerente, dar am pierdut și resurse. Iar oportunități ar fi existat pentru că niște trenduri naturale de după 90 în tranziția postcomunistă jucau, să zic așa, în favoarea ecologizării, s-a redus evident foarte mult groaznica poluarea industriei socialiste. După 2007 am intrat în UE, dar de fapt și dinainte aveam resurse și know-how de la UE ca să facem niște politici de mediu coerente, ceea ce nu e ușor. Politicile de mediu sunt printre cele mai complicate politici. Și a apărut activism și presă pro-mediu, ceea ce evident înainte nu exista. În ultimii ani este foarte evident că există această resursă în media și în societatea civilă. Ce a jucat cu minus în special în ultimii ani, după anii 2000, dezvoltarea retail-ului și a industriei de ambalaje, care a creat o masă mare de deșeuri solide municipale, care înainte nu existau sau nu existau la această complexitate, pe care le găsim acum frumos înșirate pe câmpuri, prin apele țării și așa mai departe. Motorizarea accelerată, care era inevitabilă în România, pentru că a fost țara poate cu cel mai reprimat, cea mai reprimantă politică de transport auto și cumpărare de vehicule înainte, în epoca Ceaușescu, și atunci după aia în libertate era inevitabil ca lumea să-și cumpere mașini. Problema e că municipiile, în special orașele mari ale României, erau complet nepregătite pentru asemenea evoluție și, în special în ultimii ani, s-au mai întâmplat lucruri la care o să mă refer într-un moment. În fine, guvernarea sectorială, deci pe sectorul mediu, a fost în general slabă. Și cred că toată lumea e de acord cu acest diagnostic. Ne-au rămas fonduri UE neutilizate. Am avut proiecte slab concepute, inclusiv cum sunt cele din sectorul de gestionare deșeuri municipale. Ne vom referi imediat la ele, acele SMID-uri județene care n-au funcționat chiar bine, așa cum ar fi trebuit. Am avut politici incoerente, o să dau și eu două, trei exemple în partea de calitatea aerului. Și în raportul nostru, în anexa 2, veți vedea foarte multe infringement-uri, că nu e vorba de unul sau două. Infringement-ul de la UE e ceva complicat. Din cele 108 infringement-uri declanșate contra României, când m-am uitat eu acum o lună pe pagina comisiei, 33 erau pe teme de mediu. În anexa 2 din raportul nostru veți găsi 6-7 fluxuri de infringement-uri numai pe cele două teme de care ne ocupăm azi. Deci avem mai multe pe deșeuri solide, pe deșeuri industriale, pe calitatea aer și după ce am scris noi raport, uite, săptămâna trecută chiar cu unul din ele s-a ajuns în faza finală și România a fost condamnată pe poluarea aerului cu particule solide în București. Era una din cele. Iar acest infringement era pornit din 2009, vă dați seama? Și noi am fost condamnați pentru o încălcare care a durat chiar de la din anul aderării. Din 2007 noi suntem în încălcare pe poluarea aerului urban în România. Eșecul absorbției de fonduri, vreau să-l rezum foarte simplu cu această situație. În cele două cicluri financiare, bugetare pe care le-am avut până acum, 2007-2013 și celălalt, am avut suma la care se referea și domnul Ghinea Adineauri, cam peste 1 miliard de euro, 1,1 miliarde, numai pentru proiectele de gestionare deșeuri. Deci numai la astea ne referim. Cât s-a cheltuit? 58% din ce am avut alocat în primul ciclu și 31% în ciclu 2 până acum. Suntem deja în anul 2020. Mai avem 2 ani, știți, N plus 2. Dar dacă vă uitați în anexa 3 a raportului nostru scris, veți vedea situația pe județe. E foarte interesantă. Sunt județe unde proiectele de gestionare de deșeuri, acum, după fazare, adică au început în primul ciclu,
Nu s-a reușit cu ele, s-a trecut în al doilea ciclu, încă sunt pe la 10-20% rată de absorpție. Deci să nu ne mirăm, pe total am pierdut jumătate din bani până acum. Sau nu i-am tras, să vedem ce se va întâmpla mai departe. De aia sunt gunoaie pe câmpuri. Pentru că, uite, asta este rata de absorpție. Trecând la partea de poluare aer urban, foarte pe scurt, care este cea de-a doua în raportul nostru, de asemenea nu s-au tras banii, există un proiect conceput, cocoloșit, care de mulți ani e rostogolit, 16 milioane de euro, nu s-au accesat banii, pentru un sistem de monitorizare a calității aerului. Deci este culmea. Avem această rețea națională de senzori, aceea publică, gestionată de Ministerul Mediului, care merge cum merge, cu toate defectele pe care le știți. Colegii ONG-ști au făcut încă unul cu doar câteva zeci de mii de euro pe un grant privat care îl concurează foarte bine pe celălalt cu arzi parametrii tehnici, dar nu asta este. Dar în același timp stăm de ani de zile cu bani UE, milioane, neaccesați, ca să facem un sistem ca lumea de monitorizare. Efectul este că nu știm de fapt, bâșbâim și dăm în bobi atunci când vorbim de surse de poluare. Sărăcia de date este ceva pe care publicul care nu s-a uitat pe rapoarte nu și-o imaginează. Adică oamenii poate și imaginează că noi știm de unde vine poluarea. Este incredibil cât de improvizate sunt rapoartele și documentele oficiale, cât de mult se lucrează cu estimări, cu proxiuri și de fapt ne dăm toți cu presupusul și ne uităm ca indienii pe câmpuri de unde mai apare câte un fum. Aici suntem în momentul de față. Documentul principal pentru București se cheamă Planul Integral de Calitate a Aerului. Sună foarte frumos, 2018-22. Datele sunt, el a fost scris în 2014 și aprobat, deci e un document oficial, s-a făcut ca să fie, că Primăria București trebuia să aibă și un asemenea document, nu i s-a dat foarte mare importanță după ce a fost dat, gata, dar datele, dacă vă veți uita de, prin el, sunt tot aproximări, tot ghiceli, nu sunt făcute prin măsurare directă, ci prin numărarea mașinilor, și un fel de estimări cam cât ar putea să polueze, mă rog, alte surse, cele 7 primării din București, deci cea mare și sectoarele, ea au puține atribuții pe această parte de poluarea aerului în urban, ca verificare mă refer, dar nu-i mai puțin adevărat că nu le oprea nimeni să se implice mai mult, dar nu s-au implicat. Deși, veți găsi pe ultima pagină a raportului nostru, chiar m-am uitat de curiozitate, Primăria Generală Bucureștiului are vreo 5 servicii de control. Unul din ele este special dedicat, mi se pare că se cheamă Serviciul de Control pe Mediu și Poluare și Ecologie Urbană, așa ceva. Nu știu dacă ați auzit până acum de el, dar mai există poliția locală, există foarte, foarte multe organe de control care ar putea să se ducă pe câmp, pe câmpurile din Intravilan, pe aceste maidane, să vadă de ce se aruncă gunoaie și cine l-a aruncat. Nu face asta. 3200 de primării din România stau toate și așteaptă ca Garda de Mediu, care e instituție națională, care are păcatele ei și merită să fie criticată, să vină să le numere fiecare sacoșă sau sac de gunoi aruncate ilegal pe câmpuri. Primăria București, cel puțin, n-am văzut vreuna care să fie interesată să monitorizeze de partea de monitorizare. La fel și pe calitatea aerului. Nu-i oprea nimeni cum colegii ONG-ști au pus 80.000 de euro să facă un sistem de senzori. Din bugetul Bucureștiului puteai să faci 10 sisteme de senzori și mult mai sofisticate de atâta, dar nu n-a fost interes pentru asta. Care sunt principalele surse de poluare, așa cu imperfecțiunea datelor pe care le avem? Deci datele sunt din acel raport pe care le-am spus și mă uit doar la particule, deci aceste PM10, PM2,5. Sunt următoarele, cifrele sunt în tone pe an, deci principalul este traficul rutier, așa cum este el estimat acolo, urmat de încălzire, gătiți în niște categorii destul de lax definite și nu uitați, vorbim de măsurători făcute în 2013 sau înainte de 2013. Sunt deja 6-7 ani de atunci și lucrurile s-au mai fi schimbat între timp. Traficul sigur s-a schimbat față de 2011-2012. Nu avem măsurători la zi și realmente profesionist făcute. Restul sunt și industrie și servicii și altele. Evident, toți avem, mă rog, ipotezele noastre că sursele de poluare a aerului sunt și pot fi și altele. De asemenea, am arătat doar particulele aici, dar există poluare cu bioxid, oxid de carbon, oxid de azot,
care pot avea alte distribuții, dar în general urmează cam același pattern. Deci traficul rutier este o problemă, deși noi am avut, acum nu se simte că este criză, dar va veni din nou peste noi când se ridică restricțiile. Am să mă refer un pic la asta, la traficul rutier, și să ilustrez în ce fel a crescut el exploziv și poate cel mai mult din țările membre UE într-un răgaz de doar 2-3 decenii. Așa ceva nu se mai întâmplase în Europa într-un răgaz de timp atât de scurt. Aici eram în 90 cu gradul de motorizare care se măsoară în autoturisme la 1000 de locuitori. Deci numai autoturisme, fără alea de marfă. În 10 ani a crescut atât, după aia încă atât, după aia în 2020 eram atât, ne-am apropiat mult de media UE. Problema este că în marile municipii suntem deja aproape de media UE, iar comparând Bucureștiul cu Roma, suntem surprinzător de aproape ca grad de motorizare. Ce e cel mai îngrijorător este că în București în continuare crește gradul de motorizare, în vreme ce în marile metropole europene de câțiva ani scade. Deci Roma are mai puține mașini decât avea acum câțiva ani, Bucureștiul are mai multe. Pe trendul ăsta o să-i depășim în curând. Vă dați seama cum o să arate Bucureștiul în câțiva ani dacă continuă trendurile actuale. De ce avem asta? Una din principalele probleme, dar nu singura, este eșecul de a avea o taxare eco adevărată și compatibilă cu normele UE. Cu normele UE de mediu și cu normele UE în ce privește impozitarea indirectă a parcului auto. Știți că s-a încercat în mulți ani la rând, sub diverse forme, să se taxeze din punct de vedere eco mașinile în România. În raportul nostru veți găsi istoria acestor încercări de scheme de taxare care finalmente nu erau compatibile cu acquis comunitar și au trebuit scoase. Am rămas complet fără din februarie 2017, deci avem aproape 3 ani și consecințele sunt foarte clare. Cât a mai fost acea taxă în vigoare, eram aici, deci acestea sunt înmatriculările de mașini noi, iar ce vedeți cu portocaliu și procentul marcat sunt cele second hand care au intrat în țară în acea perioadă ca înmatriculări noi. Deci cam 3 sferturi erau second hand. S-a scos taxa de înmatriculare și iată ce s-a întâmplat în acei 3 ani care au urmat. Un push foarte mare pe mașini second hand și ceea ce nu se vede în acest grafic este că grosul de înmatriculări noi sunt diesel, adică iarăși ceva în răspăr cu restul Europei și foarte prost ca timing. Noi am rămas fără protecția asta, nu știu dacă era o măsură bună acea taxă, probabil că nu, era mai mult una protecționist industrială decât taxă eco, așa cum, și de aia nici n-a putut rămâne în vigoare. Dar am rămas fără ea exact când a venit în Europa de vest scandalul Dieselgate, iar vest europene au început să renunțe accelerat la mașinile diesel, să le vândă pe piața de mașini la mâna a doua, unde le-a scăzut prețul și atunci ele au venit foarte tare către estul Europei. Asta s-a întâmplat. România, Bulgaria, Serbia, toată lumea, vedeți, trailere cu mașini la mâna a doua care veneau. Le regăsiți acum pe străzile marilor municipii din România. Deci nu am reușit să avem o politică coerentă de taxare a poluării auto, nici național, ăsta a fost un eșec național ce v-am arătat până acum, dar nici mari inițiative locale n-am văzut din partea primăriilor. Nu e nevoie să reiterez acum fiascoul de la acest început de 2020 în București cu acea taxă, ozon, zonare și așa mai departe, ca dovadă că legal se puteau face lucruri dacă primari și le asumau. Cred că Bucureștiul trebuia să fie fanion, pentru că aici problema e cea mai mare, e metropola cea mai mare a României și sigur că trebuie să avem un regim de ceva, zonare, nu știu, într-un fel sau altul, sau o taxă eco, dar evident din motive politice nimeni nu a făcut-o, cum s-a întâmplat și de 3 ani încoace la nivel național. Motorizarea accelerată continuă, după cum am arătat, în continuare procentul de dieseluri crește în România, ceea ce este un trend invers față de ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Am ajuns aproape la jumătate cu el. Parcul auto pe cifre a reîmbătrânit în ultimii, deci iar am intrat pe un trend invers, în sensul cât am avut acele taxe care frânau importurile de second hand, parcul se întinerea lent, dar mergea în această direcție. După aia s-a reîmbătrânit accelerat. 12 ani e vârsta medie a unei mașini în București și vreo 15, dacă nu mă înșel, la nivel național, iar trendul e spre îmbătrânire, nu spre întinerire în momentul actual.
Și așa am pierdut și 300 de miliarde de euro pe care i-am băgat 15 ani în programul Rabla degeaba. Pentru că programul Rabla avea rostul să reîntinerească parcul auto. 15 ani am tot băgat bani, mai mult sau mai puțin în fiecare an, dar cam asta este suma totală estimată de noi care s-a băgat în această schemă. Mă rog, sunt multe de discutat, dar din moment ce în momentul de față trendul este către mașini mai vechi și cele mai multe second hand, nu putem spune că a fost vreun mare succes. Deci am dat niște bani care poate se puteau folosi mai bine pe alte politici de mediu mai inteligente. Alte cauze de poluare, și ne referim doar la particule, că nu putem intra în toate tipurile de poluare, ar fi prea complicat, sigur. Avem în continuare arderi ilegale de deșeuri, este foarte clar, și de ce se ajunge aici? Cred că ține foarte mult de imperfecțiunile sistemului de gestionare, de management al deșeurilor, de care vom vorbi imediat. Nu cred că controlăm foarte bine procesele de arderi industriale, chiar acolo unde există senzori industriali, nu cred că autoritățile de monitorizare au un control foarte bun pe ele. Nu știm dacă aia sunt conectați, deconectați, se mai umblă la ei, sunt instalații fără senzor, cu senzor depășiți. Autoritățile locale din București par total, și din Ilfo, par total dezinteresate să vadă ce se întâmplă cu marile instalații, de fiecare dată cu degetul la garda de mediu. După lege e corect. Garda de mediu, care e instituție națională, ea are atribuții să verifice. Bun, dar dacă tu vezi că an după an se întâmplă lucruri, chiar nu te interesează să-ți faci o capacitate proprie cu un buget de 2 miliarde de euro cât are București pe an, însumez toate primăriile. Avem în continuare ardele de tip casnic și nu trebuie neglijate, pentru că în măsura în care radetul sau succesorul său termo se duce acum de râpă, lumea în continuare trece la instalații pe apartament care poluează mai mult, plus vechile gospodării, plus alte surse, plus cei care mai ard lemne pentru diverse necesități și așa mai departe. Avem lucrările de construcții care poluează cu praf și care sunt nereglementate și care scot noroi pe străzi și înfundă canalizările. Un șantier din România nu arată deloc ca unul din Europa de vest, oricum ai dau. Și avem toaletările neprofesioniste de spații verzi care duc la uscarea vegetației și așa mai departe și care ca urmare generează praf. Sunt sigur că va veni lumea cu comentarii și întrebări și în partea de Q&A, așa că eu mă opresc aici și o să trec spre colega mea Otilia ca să ne spună și câteva lucruri despre partea de management al deșeurilor, după care să ne vorbească cei trei experți tehnici. Mulțumesc mult, Sorin. Eu o să vorbesc foarte pe scurt, întâi și întâi despre proiectele europene care au fost pentru sistemele de management integrat al deșeurilor și ce s-a întâmplat cu ele, ca să vedem de unde am pornit și unde suntem astăzi și mai ales ce probleme sunt. O să fac și eu un share screen. Da. Bun. Dacă ne uităm la indicatori, vedem că astăzi reciclăm doar 14% față de ținta pe care ne-am asumat-o pentru 2020 de 50%. Pe de altă parte, aruncăm în continuare foarte multe deșeuri în gropi de gunoi și mai mult decât atât, în loc să creștem partea de reciclare, rata de depozitare a deșeurilor în gropi de gunoi este chiar în creștere în ultimii ani și este astăzi la 70%. Ne aflăm pe ultimul loc în Uniunea Europeană la reciclare. Prin comparație, noi reciclăm doar 20 de kilograme pe an pe locuitor față de 144 de kilograme pe an pe locuitor media în Uniunea Europeană. Ce s-a întâmplat cu fondurile europene? În primul rând, să înțelegem care este abordarea pe care am avut-o noi. A fost o abordare similară cu proiectele de apă, în sensul în care s-au făcut niște proiecte care să abordeze problema la nivel regional, la nivel de județe.
Și asta din cauza că, pe lângă ceea ce vedem noi, cetățenii obișnuiți din infrastructura de colectare a deșeurilor, dacă vrem să ajungem la un nivel de reciclare mare, este nevoie de o infrastructură foarte costisitoare care este în spate, de transport, de depozitare, de sortare și de procesare a deșeurilor. Și s-au făcut atunci proiecte asemănătoare cu cele care au fost pe apă, la nivelul fiecărui județ. Pentru bani europeni au existat 32 de județe care au pregătit până în acest moment sau sunt în diverse stadii de pregătire pentru proiecte pentru atât în ciclul bugetar anterior 2007-2013, cât și în POIM, Programul Operațional de Infrastructură Mare din 2014-2020. Și sunt astăzi 32 de județe care au început proiectele, cele mai multe dintre ele, în post-mediu 2007-2013. 14 dintre ele au fost și finalizate în acea perioadă, iar deci ele sunt, toată infrastructura a fost propriu-zis construită. Însă doar jumătate dintre ele au reușit să și folosească într-o oarecare măsură această infrastructură. Ca să poți să folosești o astfel de infrastructură, gestionarea infrastructurii trebuie să fie delegată unui operator care să se ocupe de întreg procesul, de la colectare, depozitare, sortare, procesare. Și dintre cele 14 proiecte, doar 7 au reușit să facă această delegare, care se face printr-un proces de licitație la care trebuie să vină operatori foarte serioși și care, în general, având în vedere că gestionează această infrastructură destul de sofisticată, au contracte mult mai complexe și activități mult mai sofisticate decât salubriștii clasici care doar colectează gunoi și îl aruncă la groapa de gunoi. Dintre cele 32 de proiecte începute în POIM, 18 nu au putut să fie finalizate și atunci noi am folosit un truc pe care în general îl folosim în marile proiecte de infrastructură atunci când nu reușim să cheltuim banii alocați în ciclul bugetar aferent. Și asta a însemnat că le-am fazat, adică am împărțit proiectele în niște bucăți, partea care a putut să fie finalizată într-un ciclu bugetar a fost decontată în ciclul bugetar respectiv, iar restul a fost transferat asupra ciclului bugetar ulterior. Asta este, de fapt, un truc, deoarece, bun, pe de o parte, într-adevăr, te ajută să nu pierzi banii care au fost deja cheltuiți. Însă, pe de altă parte, înseamnă că din ciclul bugetar ulterior, în loc să folosești bani pentru noi proiecte, tu practic cheltuiești bani pentru a finaliza ceea ce s-a început în proiectul anterior. Și asta înseamnă că o parte din banii alocați în ciclul bugetar anterior au fost pierduți. Este vorba de sute de milioane, în total circa 1 miliard de euro au fost pierduți din post de mediu din cauza acestei fazări. Această practică, bun, dintre proiectele care sunt fazate, există unele dintre ele care au fost începute prin 2013-2014 și o să dau la sfârșit un exemplu, care nu s-au terminat nici în ciclul bugetar anterior, se pare că nu se vor finaliza nici în ciclul bugetar actual și există această idee că le vom putea faza pentru un ciclu bugetar ulterior. Problema este că în momentul în care folosim banii europeni, Uniunea Europeană se uită și ea în ce măsură banii care au fost investiți au adus într-adevăr un beneficiu. Pentru că dacă construiești o infrastructură care nu este finalizată sau este subutilizată, atunci poate că merită să folosești banii aceia pentru altceva. Deci nu există nicio certitudine că aceste proiecte vor mai putea să fie fazate încă o dată pentru a profita de ciclul bugetar ulterior. Și mai ales dacă ne uităm la felul în care se folosește infrastructura construită deja cu banii europeni, s-ar putea întâmpla să nu mai existe finanțare pentru astfel de proiecte în viitor.
Din cauza că am văzut că sunt câteva întrebări legate de incineratorul din București, pot să spun foarte pe scurt că în acest moment, de fapt, nu există prea mari șanse ca acest proiect să fie dus până la capăt. Foarte pe scurt, a existat o idee și s-a făcut un proiect care era destul de bun, s-a făcut și un master plan în urmă cu câțiva ani, care a fost finalizat pentru a face în București un incinerator care să proceseze deșeurile din București și deșeuri reziduale din județul Ilfov, cele care nu ar fi putut să fie tratate în sistemul de management integrat al deșeurilor din Ilfov, și care ar fi urmat să fie arse pentru a se produce energie electrică și căldură. Proiectul era bun la momentul respectiv. Sigur că între timp s-au schimbat foarte multe lucruri. Proiectul a rămas blocat de 2 ani de zile în faptul că nu s-a ajuns la o înțelegere între primăria mare și primăriile de sector unde anume să fie localizat, să fie amplasat acest incinerator. Într-adevăr, pentru București ar fi avut sens economic să construiești un astfel de incinerator din două motive, și anume faptul că noi suntem într-o reală criză pentru partea de energie electrică și căldură în zona Bucureștiului. Pe de altă parte, nivelul de deșeuri care se produce în București și care este circa 20% din cantitatea de deșeuri din toată țara ar fi justificat un astfel de incinerator. Când spunem incinerator, nu ne referim la, știu eu, un cazan în care se ardă aceste deșeuri. Este o tehnologie destul de complicată pentru că trebuie să fie foarte multe filtre, adică incineratorul trebuie să îndeplinească niște condiții de mediu foarte stricte. Și din cauza aceasta este și un proiect foarte scump. Din cauza că nu s-a putut ajunge la niciun acord, este foarte puțin probabil ca proiectul acesta să mai poată să fie depus în următoarele câteva luni și să prindă finanțarea în acest ciclu bugetar și cu siguranță că nu vor exista bani europeni pentru el în ciclul bugetar ulterior, deoarece inclusiv la nivelul Uniunii Europene se schimbă abordarea în ceea ce privește aceste incineratoare. Deci cred că putem considera acest proiect ca fiind îngropați din acest moment. Care este, să zic așa, o listă de mari probleme care au fost legate de proiectele pe bani europeni pentru sistemele de management integrat al deșeurilor? În primul rând, trebuie să ne gândim că aceste proiecte au fost concepute la nivelul anului 2010-2011, când lucrurile erau cu totul altfel decât sunt astăzi. De la faptul că aveam inclusiv o populație mai mare în foarte multe județe și o cantitate mai mare, sau se aștepta ca nivelul, mă rog, volumul de deșeuri să crească foarte mult, și până la faptul că existau cu totul alte standarde de mediu la momentul respectiv. Deci vorbim de proiecte care au mai mult de un deceniu, timp în care s-au schimbat foarte mult standardele. Proiectele care au fost concepute inițial sunt astfel depășite conceptual în anul 2020. Pe de altă parte, acolo unde s-au finalizat, vedem că infrastructura este subutilizată. Cum ziceam, doar 7 din proiectele care au fost finalizate au realmente un serviciu bun și aș putea spune că doar în 2 județe se poate spune că infrastructura se folosește așa cum ar fi trebuit, în Argeș și în Covasna. Proiectele acestea sunt, ca să înțelegem cum sunt ele organizate instituțional, ele sunt depuse de ceea ce se cheamă o asociație de dezvoltare intercomunitară, care este formată din autorități publice locale și consilii județene. Deci se face un proiect la nivelul județului, se face o infrastructură unică pentru întregul județ, urmând ca această infrastructură să aibă delegarea, să se facă delegarea operării acestei infrastructuri către un operator care să colecteze deșeurile din întregul județ și să se ocupe mai departe de sortare, procesare și așa mai departe.
ADI-urile în legislația noastră sunt de fapt o combinație foarte stranie de asociere de autorități publice și un ONG de guverne locale, să spun așa. Nu au puteri legale foarte puternice și de regulă sunt dominate de către o autoritate, de regulă de Consiliul Județean. Pe de altă parte, deci practic fiecare decizie care trebuie să fie luată într-un ADI, absolut toate deciziile, inclusiv tarifele pentru deșeuri, trebuie să fie luate cu unanimitate de voturi în toate autoritățile care îl formează. Pe de altă parte, ADI-urile au și o capacitate foarte scăzută de a realiza achiziții publice și mai departe pentru a utiliza infrastructura. Deci cea mai mare parte a problemelor și motivul pentru care au fost întârziate atât de mult aceste proiecte a fost legată de faptul că, deși proiectele erau bune, fuseseră văzute de Comisia Europeană, fuseseră aprobate, trecuseră prin foarte multe instituții și foarte multe perechi de ochi până să ajungă într-un stadiu final, contează foarte mult care este calitatea documentelor de achiziție în momentul în care lansezi un proces de achiziție publică. Și aici a fost o mare problemă, ceea ce a dus inclusiv la rezilieri de contracte, la modificări de contracte și tot felul de întârzieri. Din modul în care este construit un ADI și din modul în care sunt împărțite responsabilitățile pentru gestionarea deșeurilor între autoritățile publice, problema cea mare este lipsa de ownership. Da, deci ADI-ul este cel care se ocupă de tot ce înseamnă contractare pentru un proiect. Pe de altă parte, autoritățile publice locale, primăriile, sunt cele care au responsabilitatea față de cetățeni pentru realizarea serviciului de salubritate și, de asemenea, ei sunt cei care pun tarife. Este mult mai puțin costisitor, mult mai ieftin, să zic așa, să faci un contract cu un salubrist care ia gunoi și îl aruncă la o groapă de gunoi. Este mult mai scump să ai un contract prin care folosești o întreagă infrastructură pentru a sorta deșeurile și pentru a recicla o parte dintre acestea. Și foarte multe primării au fost destul de reticente fie să facă, să renunță la contractele pe care le aveau deja de foarte mulți ani cu companii destul de apropiate, sau au fost foarte puțin dispuse să crească tarifele de salubritate pentru cetățeni, pentru că nu este o măsură deloc populară. Dar pe de altă parte, dacă nu ai un tarif care să acopere și întreținerea și operarea întregii infrastructuri din spate, atunci nu te poți aștepta ca serviciul să aibă în spate mai mult decât pur și simplu aruncarea la o groapă de gunoi care este neconformă. De asemenea, proiectele au, în momentul în care s-a organizat o licitație pentru construcția infrastructurii, au fost probleme legate de valoarea proiectelor și mai ales de monitorizarea a construcției propriu-zise. Astea sunt probleme de care cu siguranță că ați auzit în toate marile proiecte de infrastructură din România, dacă e vorba de autostrăzi sau căi ferate, sunt exact aceleași probleme. Un lucru care cred că este îngrijorător este faptul că nu există niciun fel de control asupra atât a modului în care se stabilesc aceste tarife, cât și a calității propriu-zise a serviciului. Noi avem un reglementator care teoretic ar trebui să se ocupe de această monitorizare și de reglementarea utilităților publice la nivel municipal, inclusiv salubritatea. ANRSC este această autoritate și care nu are, de fapt, nu are niciun rol, nici în stabilirea tarifelor, care până la urmă se stabilește de către fiecare primărie în parte și nici în partea de monitorizare a calității serviciului. Și acum o să vă dau, am primit câteva poze de la unul dintre aceste proiecte care au fost fazate și înainte să vă arăt pozele, să vă spun câteva cuvinte despre acest proiect. Este vorba de Maramureș, de sistemul de management integrat din județul Maramureș, care a fost pregătit încă din anul 2013
În cea mai mare sau cea mai costisitoare componentă a acestui proiect îl reprezintă un centru de management integrat al deșeurilor, cel mai important obiectiv al proiectului și care costă circa 28 de milioane de euro. Deci proiectul a fost început în 2013, contractele au început în 2014 și au fost probleme legate de, în primul rând, de locul în care a fost construit acest centru, pe un deal care se surpă. Și așa arată acest proiect în ziua de astăzi. Deci vorbim de un proiect care a fost început în programul operațional sectorial mediu și a fost fazat odată și nici în ziua de astăzi nu este finalizat. Și este foarte probabil că aceste sume de bani nu vor fi decontate în cele din urmă de Uniunea Europeană, așa că vor fi plătite de la buget 28 de milioane de euro pentru această lucrare care arată astfel azi. Și m-aș opri aici pentru întrebările tehnice, cu siguranță că domnul Ilie Brie va ști să răspundă mult mai bine decât mine. Mulțumesc. Da, mulțumesc, preiau eu și doar ca să repet până închide Otilia PowerPoint-ul ca să putem vedea paneliștii, că vom avea câte 5 minute cu experții tehnici, paneliștii noștri, partea tehnică. În primul rând Ilie Brie, care chiar de lucrurile astea se ocupă, de sistemele de gestionare a deșeurilor municipale. Ilie, te rog. Bună tuturor! În timpul foarte scurt aș vrea să abordez 3 lucruri care în parte vor răspunde la multe dintre întrebările puse de participanți. Constatarea generală este că la diverse nivele, fie la nivelul societății civile, fie la nivel administrativ și uneori în discursul politic, constatăm, să zicem, deficiențele și deficitul de expertiză și de realizări în materie de gestiunea deșeurilor. Întrebarea este dacă putem să spunem cine anume se face vinovat sau cine poartă responsabilitatea acestor deficiențe. Analizele ne arată că responsabilitatea majoră revine factorului de decizie politică, concretizat în realitate de UAT-uri sau de administrația publică locală și nu în ultima instanță de cea regională și centrală. Așa că s-ar putea spune că pentru a avea succes în gestiunea deșeurilor este nevoie în primul rând să ai informații la zi. Toată lumea până acum și știm cu toții ne spune că nu avem informațiile pertinente necesare pentru a lua o decizie. În al doilea rând, avem nevoie de o expertiză adecvată. Exemplu și imaginile prezentate înainte de Otilia sunt o dovadă grăitoare a nivelului de expertiză a celor care au condus proiectul din Maramureș. Nu-i singurul caz de genul acesta. Deci există un deficit major de expertiză la nivelul administrației publice locale, nivel de expertiză care e normal să nu se găsească întotdeauna la nivelul aleșilor, dar este anormal să nu fie atras din zonele în care el este disponibil. Urmează apoi nevoia de a decide sau de a fi în măsură să ai prerogative decizionale. Aceste prerogative decizionale există, sunt garantate oarecum de legislație care este aliniată cu reglementările europene și în ultima instanță degeaba ai legislație și prerogative decizionale dacă nu ai voință politică. Ori, vedem foarte limpede că rămânând, de exemplu, la Maramureș, există un exemplu de bună reușită într-un oraș mic, la Târgu Lăpuș. Cu alte cuvinte, se poate, sunt exemple pozitive, se pot face lucrurile așa cum trebuie.
ceea ce înseamnă că nivelul de decizie politică este foarte deficitar de la nivel guvernamental. Exemplu clasic este amânarea perpetuă a taxei la groapă sau a măsurilor economice de stimulare a reciclării, respectiv de descurajare a eliminării deșeurilor. Și acest lucru se vede în general în tot ceea ce ține de politicile economice sau de fiscalitatea legată de gestiunea deșeurilor. Al doilea lucru pe care vreau să îl menționez este că, făcând abstracție de politicieni și de păreri, există un fapt tulburător. Cantitatea de bani, de finanțare, care intră în sistemele funcționale de gestiune a deșeurilor din statele europene, este de circa 3-7 ori mai mare decât banii care intră în sistemul de gestiune a deșeurilor din România. Orice fel de speculație despre cine, ce, cum, ce ar trebui, ce ar fi bine, etc., este inutilă atâta cât nu putem să recunoaștem că costurile, de exemplu, la groapă pentru o țară ca și Germania sau Suedia sau Franța sunt de 4 ori, 5 ori mai mari decât cele din România. Ca urmare, proasta gestiune reprezintă un element sau un element care ne penalizează, o gestiune care vine și este deficitară din partea administrației locale. Al doilea lucru este că, generic, fluxurile financiare care intră în procesul de gestiune sunt insuficiente. Și îndeopște, acest aspect este întotdeauna mascat de acuzele directe sau indirecte aduse salubriștilor și eventual UAT-urilor care au relații speciale cu salubriștii, în ideea că salubriștii câștigă foarte bine. Adevărat, salubriștii câștigă pentru tipul de activitate pe care o fac, dar nu pot să presteze o activitate corectă cu bani insuficienți. Cu alte cuvinte, nu pot să faci o colectare selectivă cu aceiași bani cu care faci o colectare la grămadă. Al treilea lucru pe care aș vrea să îl spun este cel legat de faptul că există în clipa de față o idee generală referitor la incinerare, la metode de gestionare a deșeurilor care să rezolve problema cantităților imense pe care le producem. Ori, așa cum spunea și Otilia, problema eliminării deșeurilor prin incinerare reprezintă în primul rând o metodă care costă în jur de 100 de euro tona. Ori, 100 de euro tona față de 20 de euro tona, cât ne-ar costa în clipa de față eliminarea la groapă, vă dă răspunsul a ceea ce urmează să fie făcut. În concluzie, cred că în ceea ce privește viitoarele luări de poziție politice în materie de gestiune a deșeurilor, lucrul esențial ar fi ca oamenii politici să ia taurul de coarne. Cu alte cuvinte, să vadă exact care sunt problemele, cauzele și să aibă curajul să ia măsurile necesare, în particular de natură economică și financiară, cu alte cuvinte, foarte probabil taxe mai mari sau penalități mai mari, în așa fel încât în acest parcurs de gestiune integrată a deșeurilor să putem să avem condițiile de bază pentru a ajunge la rezultatele corecte. Da, mulțumesc, Ilie. Deci dacă am reținut bine, tu spui că noi încercăm să reciclăm și să facem o colectare civilizată fără să plătim pentru asta, dacă se poate chiar gratis, și că atâta cât ai o taxă la groapă, deci o penalizare pentru aruncarea la groapă în Germania și Italia de 5 ori mai mare decât în România, pe urmă te miri de ce fluxul, circulația deșeurilor în Europa e de acolo către noi.
Exact. Ceea ce, mă rog, e la mintea cocoșului de ce există această presiune. Da, cred că lucrul acesta ar trebui să intre bine în mintea tuturor, și anume că atâta vreme cât costurile medii pentru depozitare sau pentru eliminare la groapă la nivel european în țările, să zicem, avansate, este de 120, 30, 40, 50, 180 de euro, iar noi suntem în jur de 20 de euro, discuția se încheie aici. Iar, așa cum spuneam, pentru a face o gestiune corectă, așa cum spune legea a deșeurilor, e nevoie, cel puțin într-o primă fază, de bani. Și banii aceștia nu pot să vină decât de la populație și, cu alte cuvinte, discursul politicianist care promite la fiecare ciclu electoral condiții mai bune sau ieftiniri, sau vezi cazul București în care nu există taxă pentru gestionarea deșeurilor. Deci acest discurs nu poate să fie decât păgubos și nu poate să conducă decât la ceea ce constatăm peste tot. În gropile de gunoi, în modul de gestionare a deșeurilor sau în ceea ce vedem pe câmp. Bine, mulțumesc. Am simțit nevoie de precizarea asta pentru că cel puțin vreun sfert din cele 50-60 de întrebări pe care le avem deja sunt legate de tema asta. Da. Dacă îmi permiți încă 30 de secunde, era o întrebare foarte interesantă care spunea, da, constatăm că avem o mulțime de probleme, dar ce facem concret sau ce ar trebui să facă să se facă concret în județele în care mecanismul SMID-ului nu funcționează, nu există grop conforme, ce facem cu oamenii și cu fluxurile de deșeuri de acolo. Și răspunsul meu ar fi, dacă aș fi la guvernare, aș spune așa, numărul 1, aș declara acele zone sau o stare de urgență pentru acele zone. 2, aș obliga stațiile sau stațiile de colectare, respectiv gropile de gunoi conforme din județele limitrofe, să accepte cantități care ar putea merge până la 15% din capacitatea lor, să accepte cantități care vin de la alte județe care nu au la dispoziție aceste gropi, cu taxă dublă sau printr-un contract de reciprocitate, în sensul că acele cantități ar trebui să fie recuperate ulterior de la viitoarele gropi conforme care urmează să fie realizate. Și în al treilea rând, ar trebui neapărat ca autoritățile publice locale să finanțeze infrastructura minimă de bază pentru colectarea selectivă, sub formă de împrumuturi, cu garanții de la bugetul de stat, cu creșterea taxelor. Cele din urmă ajungem la același lucru, ar trebui crescute taxele și redevențele legate pentru serviciul de salubritate. Bine, mulțumesc mult. Să trecem repede la domnul Constantin Damov, președintele Green Group Romania, care este un reciclator din Buzău și unul vechi în industrie, înțeleg. Bună ziua și mulțumesc. Nu suntem neapărat un reciclator din Buzău, deja acționăm la nivel regional. Suntem prezenți în România, dar și în Serbia, Lituania și Slovacia, pentru cine nu... Aoleu, importați reciclabile. Nu, procesăm acolo, dar și importăm. Când discutăm de a importa reciclabile, noi vorbim că importăm o materie primă și nu o să insist foarte mult asupra subiectului. De exemplu, importăm PET, a cărui valoare astăzi este de 3 ori decât valoarea grâului, în formă de deșeu. Este o marfă. Și astăzi suntem cei mai mari reciclatori de PET din Europa și cei mai mari producători de fibră sintetică de poliester reciclată din PET din Europa. Capacitățile noastre sunt undeva la 400.000 de tone pe an de procesare. Din păcate, mare parte din ele sunt acoperite de
deșeuri reciclabile, noi am spune resurse sau materii prime pentru noi, colectate în alte, în alte țări. Aș vrea să spun că deșeul, mie nu-mi place cuvântul gunoi, el la bază este deșeu, dar în continuare el este de fapt o resursă. Deșeul nu este altceva decât un material care nu se află unde trebuie. În momentul în care se află unde trebuie, acesta devine o resursă și conform principiilor de economie circulară, el poate crea creștere economică fără consum de resurse naturale. În această zonă ne aflăm. N-aș pune degetul numai pe nasul nostru, și colegii din industria hârtiei importă astăzi carton și hârtie, și sunt și alte industrii care tot mai mult folosesc deșeurile, atât industriale cât și cele municipale post-consum, ca și materie primă. Să știți că în România nici o tonă de hârtie, și astăzi avem 4 sau 5 combinate de hârtie care produc ful, nu mai folosesc celuloză sau lemn. Toate folosesc numai material reciclat. La fel în industria siderurgică și aș putea să continui. Avem o discuție aici care eu aș vrea să o amendez puțin. Noi vorbim de două variante, reciclare și incinerare. Nu discutăm deloc despre reutilizare, reparație și reutilizare, o direcție în care se apasă foarte mult pedala la nivelul Uniunii Europene și la nivelul țărilor civilizate, la nivel mondial. Și am să vă dau un exemplu acum care ne-a pus pe gânduri și am și avansat în cadrul Coaliției pentru Economie Circulară. Am transmis o cerere către Ministerul Mediului să se adopte de urgență, prin ordonanță de urgență, o legislație de reparație și reutilizare a electronicelor. Uitați-vă că astăzi urmarea pandemiei este foarte mult de... s-a mutat școala acasă. În câteva localități unde avem noi în niște centre ale noastre de prelucrare, primarii au venit și au spus: suntem cu copii de la țară care nu au laptopuri. Noi reciclăm, ar trebui să menționez, echipamente electrice și electronice, toate categoriile, sticlă și plastice. Astăzi primim 5.000 de tone pe lună de deșeuri de echipamente electronice pe care trebuie să le tocăm. În ele sunt minimum 5 până la 10% echipamente care pot fi reparate și reutilizate. Aici menționez laptopuri, televizoare, frigidere, rutere și tot felul de echipamente, dar nu avem o astfel de legislație. Pe partea cealaltă, Guvernul României acum are în plan să cheltuiască încă 100-150 de milioane de euro pentru achiziția de laptopuri și tehnică de calcul pentru elevii care stau acasă. Gândiți-vă cât de mult am putea obține din repararea și reutilizarea acestor calculatoare. Bun, acum mă întorc la ierarhie. Ierarhia este în Europa și în lume, este aceea că trebuie să creștem durata de viață, să reutilizăm cât se poate un produs la maximum sau să fim ca și piese schimb, în așa fel încât el să nu ajungă deșeu, să nu aibă o viață foarte, foarte scurtă. Apoi vorbim de reciclare. Reciclarea este transformarea acelor deșeuri în materiale sau în obiectul inițial. Există reciclare, există și downcycling, adică dintr-un material faci ceva mai slab, un material de construcție, etc., sau poți să faci un material mult mai valoros decât cel inițial. Ca să vă dau un exemplu, dacă ai lua un autoturism și l-ai recicla într-o rachetă, materialul ăsta îți permite. Bun, cum ajungem aici? Deșeul este ca și apa. Dacă nu este bine restricționat, nu are bariere, diguri, el se va vărsa în groapa de gunoi. Groapa de gunoi reprezintă soluția cea mai simplă și este de fapt formula de economie lineară. Consumăm, deci extragem, producem, consumăm, aruncăm. Este o cale foarte simplă, dar cu externalizarea costurilor. Deci companiile astăzi fac bani, profit, prin externalizarea costurilor către societate, către mizeria care o vedem. Toate aceste cheltuieli revin primăriilor și așa mai departe.
nerespectându-se unul dintre cele trei mecanisme. România nici astăzi nu a implementat cele trei mecanisme care ar putea să controleze deșeurile de la groapă către celelalte soluții. Și anume, poluatorul plătește. Din păcate la noi, populismul ne-a dus în situația, poluatorul votează. Și iată că primăriile nu vor să transmită, cetățeanul până la urmă este poluator. Și cum ar trebui el evalua ca poluator? Pe sistemul plătești cât arunci. E, nici astăzi nu avem o singură primărie în țara asta care să cântărească deșeul. Există niște mici încercări în localități minuscule, dar nu există niciun municipiu care să vină să scântărească deșeul, să vadă cât este reciclabil, cât nu este reciclabil și tu ca și generator de deșeu, pentru că consumator fiind, devii poluator și trebuie să răspunzi pentru ceea ce generezi. Deci nu avem nici principiul plătești pentru cât arunci. Taxa la groapă la noi are o denumire foarte, să zic așa, hazlie, se numește contribuția pentru economia circulară. Nicăieri în lume taxa la groapă nu are o astfel de denumire. Nu are nicio legătură cu economia circulară, aruncatul la groapă, și este doar o formă prin care ni se arată cât de mult este luat în derâdere această taxă. Ar trebui să fie ca o taxă pe viciu, nu? Cum e taxa pe ceva pe care nu vrei să-l ai. Este, nu vrei să avem aruncare la groapă. Este ca și amenda rada, nu? Adică cu cât plătești, cu cât arunci mai mult la groapă, atât trebuie să plătești mai mult. Astăzi, chiar așa cum este această taxă, este minusculă și nu ajută cu nimic. Este ca și cum la radar ar trebui să plătim 5 lei dacă depășim viteza cu 50 de km la oră. Aș prefera să o plătesc la intrarea pe autostradă, da? Pentru că e nesemnificativă. Când astăzi avem o taxă de 80 de lei, adică undeva sub 20 de euro, și când orice efort de a face sortare depășește 50-60 de euro pe tonă, ce ar trebui să facă o companie de salubritate? Care merge pe bază de costuri și trebuie să dea un tarif cât mai mic la populație. Prin normal, trebuie să arunci la groapă. Deci, practic, taxa de groapă activează sau nu anumite acțiuni. Dacă taxa la groapă, împreună cu tariful, depășește 50-60 de euro, atunci este justificată sortarea. Dacă se apropie de 100 de euro, este justificat și incinerarea. Ca și reciclator, pot să spun că, într-adevăr, eforturile trebuie să fie maxime după ce am reutilizat și, până la urmă, nu mai avem ce face cu un obiect, cu un produs, va trebui să îl reciclăm. Dar reciclarea, să știți că este, până la urmă, ultima stație înaintea incinerării. Și o să vă dau un exemplu. La hârtie poți să reciclezi de 6-7 ori hârtia, pentru că după aceea lungimea fibrei scade sub minimum necesar de a o lipi și a face din nou hârtie carton. Și atunci ce putem face? Fie să aruncăm la groapă, fie să extragem energia. Este, până la urmă, cum a zis și Einstein, avem de a face cu substanță și energie, să ne jucăm. Nu sunt pentru incinerare, dar nu cred că ar fi bine să se elimine incinerarea cu recuperare de energie, atenție, între reciclare și groapă. Cred că incinerarea va avea și ea locul ei, dar trebuie făcută cu mare atenție. Ce pot să spun mai departe? Că reciclarea este oarecum în opoziție. Deci industria de reciclare este în opoziție astăzi, pentru că ea are niște nutrienți care astăzi sunt infestați politic. Decizia ca deșeurile municipale să intre într-o piață tranzacționată liber se află în mâna unor monopoluri astăzi. Aceste SMID-uri, prin legislația de anul trecut, au puteri depline în a gestiona deșeurile și a le scoate pe piață. Este foarte greu să discuți cu ele, nu există o piață liberă, cantitățile sunt insuficiente și avem de a face cu o piață
foarte slab alimentată. Și în continuare noi am încercat, am și niște întrebări aici, am avut un sistem Sigurec la nivel de țară, că îl pusesem în supermarketuri, în zone în care lumea venea și aducea ambalajele, le dădeam un cupon cu care se duceau la hipermarketuri. A trebuit acea investiție de 12 milioane de euro pe care noi am făcut-o să o retragem, pentru că începând de anul trecut ea devenise ilegală. Orice inițiativă privată de a colecta de la persoane fizice este ilegală. De anul trecut numai autoritatea locală are dreptul prin firma de salubritate să colecteze. Sorin, domnule, mă scuzați că trebuie să fiu antipatic. Haideți să încercăm să concentrăm, pentru că încă n-am intrat în panelul cu foarte mulți vorbitori, cel politic, și ne-am întins mai mult decât ne propusesem pe partea asta. Scuzați, am doar un moment de panică, pentru că încă mai avem foarte multe de... Da, corect. Hai să lăsăm pe domnul Damov să tragă o concluzie și după aia să trecem către calitatea aerului. În audiență și parlamentarii USR, ce spuneți dumneavoastră sunt lucruri interesante și noi, chiar și pentru mine, și putem să gândim împreună un proiect de lege care să rezolve problemele astea. E foarte interesant ce spuneți, dar nu putem să mergem în foarte multe detalii în acest format. Da, domeniul este vast, o să încerc să-l concentrez. În continuare, dacă nu se iau dacă nu se asumă politic niște decizii nepopulare, nu vom face nimic ca să trecem de la gunoi la resursă. Ăsta este mesajul nostru. Mulțumesc! Bine, vă mulțumim mult. Doamna Oana Neneciu, care este liderul acelui frumos proiect la care ne uităm toți, cu calitatea aerului în București, senzorii privați. Da, bună ziua. Sper că m-auziți. Da. Reprezint organizația Ecopolis, care de 10 ani, de când avem și infringement pe calitatea aerului, se ocupă de această problemă. Și am lansat anul trecut airlife.ro pentru că aveam nevoie să aducem problema asta în spațiu public și, așa cum a precizat Sorin la început, sunt foarte, foarte multe probleme pe partea asta. Nu o să mai trec prin ele, că nu are niciun rost. O să zic care ar fi soluțiile din punctul nostru de vedere, și atât la nivel de minister cât și la nivel de primărie, ce ar putea face aceste două instituții. Și o să mai precizez că noi deja am acționat în instanță Primăria București împreună cu ONG-ul Client Earth, pentru refacerea planului integrat de gestionare a calității aerului, care, așa cum menționa și Sorin, se bazează pe niște date de prin 2013, care nici alea nu erau foarte, foarte complete. Problema e, pleacă, desigur, de la monitorizare. E foarte greu să faci orice fel de strategie când nu știi, de fapt, cum stai. Rețeaua Națională de Monitorizare este la pământ, practic. Avem în București doar 8 stații de monitorizare a calității aerului care funcționează foarte puțin, adică puțin timp, nu putem avea date concludente. De aia am și venit noi cumva în sprijinul ei cu acești senzori pe care am instalat în București. Deci, practic, Ministerul trebuie să pună la punct această rețea și, mai mult decât atât, trebuie să comunice către populație problema. Asta e iar un punct din cazul de infringement al Comisiei. La noi nu se comunică. Există acest site, calitateaer.ro, care nu funcționează majoritatea timpului foarte bine și nu avem acolo date concludente, adică nu vedem cum stăm în timp real. Tot ministerul trebuie să facă această comunicare. Taxa auto, care, mă rog, a fost sub diferite forme și de la ridicarea ei, practic, avem această infuzie de autovehicule diesel în România, trebuie cumva regândită sau, mă rog, o politică la nivel național care să descurajeze aceste importuri masive de mașini. Noi avem, practic, rabla acum, care nu are... Adică nu mai are rost în final, dacă avem aceste importuri constante de mașini second hand. Și aici intru în al treilea punct, administrația Fondului pentru Mediu, care acum desfășoară RABLA, ăsta e proiectul, flagship-ul a FME-ului în momentul de față, ar trebui să regândească aceste programe de mediu, să meargă mai mult către finanțarea transportului alternativ, a infrastructurii de transport alternativ și așa mai departe.
La nivel de primărie a municipiului București o să vorbesc deocamdată, dar cred că se aplică măsurile la toate primăriile mari care au probleme, cum ar fi Iași, Brașov, Cluj, Timișoara. La nivel local avem niște măsuri de super bun simț pe care cred că, la care cred că se gândește absolut toată lumea. E vorba de transport în comun care să fie funcțional și eficient, de transport alternativ care să fie la fel, salubrizarea, care este un punct nevralgic, până și în planul actual se arată că salubrizarea este unul dintre, adică din cauza salubrizării avem o mare pondere de praf în orașe. Salubrizarea, în special aspirarea străzilor, care trebuie făcută în mod constant și corect. Avem extinderea spațiilor verzi, unde știm că Bucureștiul e sub orice critică, mâncăm din spații verzi în loc să avem grijă de ele. Și ultimul punct pe care l-am menționat și Sorin, descurajarea transportului cu mașini personale în oraș. Aici e o mare problemă din punctul nostru de vedere. Vinieta Oxigen, care a fost propusă de primarul Firea și care după aceea a fost retrasă, a stabilit un precedent foarte periculos, în sensul că acum orice fel de politică publică ai vrea să faci în direcția asta de taxare într-un oraș, vei avea o mare problemă. Adică oamenii vor ști că odată ce s-a putut elimina o dată, va fi eliminat de fiecare dată. Și normal că este o politică nepopulară, dar din punctul nostru de vedere ar fi putut funcționa foarte bine dacă era făcută corect, respectiv pe măsurători reale. Vinieta propusă, noi nu am fost de fapt de acord cu ea, pentru că era făcută pe niște fără măsurători, practic, de calitatea aerului. Era desenat doar un perimetru în București, care nici măcar nu era cel mai poluat dintre toate zonele din București. Și, practic, cam astea ar fi punctele. Mai e pe partea de control al poluării, unde, așa cum a menționat și Sorin, există tot felul de instituții care ar fi abilitate să facă asta, dar majoritatea nu o fac. Toată lumea țipă la Garda de Mediu, care e într-adevăr subfinanțată, și cam asta ar fi direcțiile pe care le propunem noi. În același timp, noi o să încercăm să ne extindem, vom monta mai mulți senzori în următoarea perioadă și vom vrea să mergem și spre alte orașe care au probleme în sensul ăsta. Bine, mulțumim foarte mult. E clar, uite, așa se compromite un principiu bun, cum a fost ăsta cu taxa pe auto și cu zonarea Bucureștiului, pentru că oricine va vrea să o facă, acum te asociază cu ăsta care a fost și zice, adică deja compromiți o idee bună printr-un fiasco, îl retragi, în fine. Să trecem mai departe, cu speranța mea că domnul Lucian Mândruță va rămâne cu noi până la capăt să ne dea o încheiere în fanfar după intervențiile candidaților politici. Și atunci aș propune să intrăm în felul următor. Dacă cumva a venit și doamna primar general Firea, pe care am invitat-o cu insistență în această conferință, dar dacă nu o văd prezentă online, propun să intrăm în ordine următoare. Hai să spun puțin lui Lucian, că uite, a luat microfonul să ne spună ceva. Atunci, eu vreau doar să vă spun că pot să aștept. Da, sunt pe bicicletă. Sunt pe bicicletă. E rutina mea de dimineață, sunt în zona San Remo acum, ca să știți. Nu e nici pic de gunoi pe marginea drumului. O să vă fac și un share screen puțin mai târziu. Acum sunt într-un tunel, nu se vede. Tunel de biciclete, da. Eu dau cuvântul următorilor vorbitori și pot să mai aștept, că nu plec nicăieri de aici de pe bicicletă. Bine, vă mulțumim mult și interveniți la final și ne spuneți niște chestii mobilizatoare și trageți o concluzie și politică, dacă vreți. Deja sunt foarte deprimat, nu știu dacă mai vorbesc încă vreo trei care îmi spun adevărul. De acum intrăm pe pozitiv, pe gândire pozitivă. Bine. În ordinea următoare, domnul Nicușor Dan și domnul Vlad Voiculescu, iar apoi în ordinea sectoarelor, așa s-a propus, ca să mergem așa frumos roată, în sensul acelor de ceas sornic în București. Domnul Nicușor Dan. Sorin, numai puțin. Rog pe paneliști, pot să răspundă la întrebările puse de public în sesiunea de Q&A. Deci puteți să faceți în scris în timp ce vorbesc ceilalți, pentru că sunt destul de multe întrebări. Nu o să le putem lua pe toate să răspundem pe gură. Deci puteți să faceți chestia asta chiar acum în timp ce vorbim. Mulțumesc frumos! Da, mulțumesc!
Mai întâi o să fac o scurtă trecere în revista ce a încercat să facă primăria și n-a reușit și apoi eu o să spun ce cred eu că trebuie făcut. O să vorbesc în special pe calitatea aerului. În primul rând, foarte interesant, în decizia recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, cea cu poluarea aerului în București, ea spune explicit, vă citez, statul membru vizat nu precizează la ce dată și în ce măsură vor contribui măsurile propuse la îmbunătățirea calității aerului. Adică confirmă ceea ce noi spuneam de ani de zile, că aceste planuri pentru îmbunătățirea calității aerului nu au indicatori și sunt de fapt apă de ploaie. Și sunt multe astfel de pasaje în decizia Curții de Justiție cu referire și la planurile făcute în mandatul Oprescu, dar și cu referire la planurile făcute în mandatul Firea, celebrul PICA din 2018. În ceea ce privește activitatea primăriei și special în ultimul mandat, pe măsurarea aerului e cumva flagrant faptul că au fost bani alocați în buget, 7 milioane de lei în fiecare din anii începând cu 2016 pentru un sistem informațional pentru măsurarea calității aerului. Primăria avea banii și putea să implementeze acest sistem care să dubleze sistemul de care am vorbit cu toții de la Agenția pentru Protecția Mediului și care știm cu toții că funcționează mai puțin decât parțial, ca să spun așa. De asemenea, primăria deține, cumpărat în anul 2013, de un laborator mobil de măsurare a calității aerului, pentru care plătește în fiecare an 100.000 de lei întreținere, și cu care se poate duce în orice punct la sesizarea cetățenilor. De exemplu, dacă cetățenii din sectorul 1 sesizează într-o noapte că acel miros specific de gaz, poate să se ducă acolo cu laboratorul ei mobil pe care îl are și iată, e și întreținut, și să vadă care este sursa, care sunt gazele și deci care este sursa poluării atmosferice. Nu a făcut-o, nu există niciun raport despre cum a folosit acest laborator mobil și eu cred că nu l-a folosit deloc. Pe proiecte vizând îmbunătățirea calității aerului au fost mulți bani alocați și niciodată cheltuiți. Au fost bani alocați 5 milioane de lei pentru realizarea unui registru viabil al spațiilor verzi. Nu s-a făcut nici până acum. Au fost bani alocați pentru implementarea strategiei antipraf, după ce un proiect pilot s-a finalizat. Nici asta nu s-a făcut. S-au alocat bani pentru un proiect pentru centura verde a Bucureștiului. Nu s-a făcut nimic și, de asemenea, nu mai vorbesc de pistele de biciclete, unde în fiecare an au fost cei 10 milioane de euro primiți de la Ministerul Mediului, dacă nu mă înșel, în 2015 și nu s-a făcut nimic cu ei. Și la fel au fost, dacă vorbim de deșeuri, au fost prevăzuți bani câte 150.000 de lei în fiecare an pentru strategii sectoriale pentru anumite tipuri de deșeuri, deșeurile din construcții, deșeuri medicale, uleiul din gospodării, din nou, nici pentru aceste strategii sectoriale, deși erau bani și trebuiau doar contractați la aceste proiecte, nu s-a făcut nimic. Și probabil că lucrul cel mai rău pe care l-a făcut primăria capitalei a fost să, prin aceste puzuri derogatorii, să reducă în continuu suprafața spațiilor verzi, în loc să, bineînțeles, să acționeze în sens opus. Acum, ce cred eu că trebuie făcut pentru ca să îmbunătățim calitatea aerului? În primul rând trebuie să luăm fiecare din poluanți și să ne uităm din factorii care aduc poluarea, să ne uităm cum putem să îi restrângem. Dacă ne uităm la trafic, avem investiții în infrastructură și
Cel mai important, probabil, șoseaua de centură cu un impact de 10-15% de reducere a traficului, în ritmul în care se alocă bani în momentul ăsta pentru infrastructura rutieră, am terminat-o în 70 de ani, deși la banii pe care avem putem să o facem în 4 ani. Managementul de trafic e ieftin, se poate face în 2-3 ani și el ar avea un impact de cam 10%, spun specialiștii. Strategia de parcare, care este punctul sensibil, pentru că asta înseamnă că orice loc de parcare din orașul ăsta trebuie să coste, chiar dacă prețul poate să fie 50 de bani pe oră, dar trebuie să coste. Asta spune toată lumea, că este păgubos pentru oraș să ai spații de parcare publice gratuite și în felul ăsta să eliberăm prima bandă și în momentul în care eliberăm prima bandă, unde se parchează și legal și ilegal în momentul ăsta, putem să vorbim de bandă dedicată pentru transportul public, putem să vorbim de bandă dedicată pentru biciclete. Pe scurt, pe poluarea care vine din trafic. Și mai e aici un element care este uitat, este controlul ITP. Eu cred că ăsta este modul în care se face controlul ITP. Vedem și noi, fiecare dintre noi, în fiecare zi în oraș, în jurul nostru, mașini care nu ar trebui să treacă controlul ITP și care ne poluează. În ceea ce partea de deșeuri, trebuie să trecem la colectare selectivă și asta înseamnă o atitudine activă a Primăriei Capitalei care să impună contractul cadru cu operatorii de salubritate care să-i facă pe aceștia să colecteze selectiv. Nu am văzut această atitudine activă, dimpotrivă. Recent am văzut o hotărâre de Consiliu General prin care Primăria Generală, în mod și chiar ilegal, se deroba de la sarcina de a semna contractele cu gropile de gunoi, trimitea sectoarele să-și negocieze fiecare un contract cu gropile de gunoi, deși prin lege atributul este al Consiliului General. Și nu există, și aici este o atribuție a sectoarelor, nu există o urmărire a acelor gropi ad hoc de gunoi. Deci există un procent semnificativ undeva la 20-25% din populația Bucureștiului care nu are contract de salubritate. Și bineînțeles că oamenii ăștia aruncă gunoi undeva. Da? Deci, unul, că nu verificăm că ei nu au contract și, doi, nu amendăm drastic pe cei care aruncă gunoi temir pe unde și sunt locuri, mă întâlnesc cu cetățeni care îmi spun că de 10 de ani sesizează autoritățile despre locuri în care se aruncă informal gunoi și nimeni nu vine acolo să sancționeze și să igienizeze. Deșeuri, praful de la șantierele din construcții, aici trebuie să eficientizăm poliția locală, care nu funcționează. Praful de pe șosele, avem o spălare inutilă pe mijlocul șoselei în momentul ăsta, cu niște perii care nu curăță nimic. În momentul în care vedem sub mașinile abandonate, și astea sunt câteva zeci de mii în București, vedem sub ele noroiul de 2-3 cm, semn că nimeni nu a curățat vreodată șoseaua de sub ele. Foarte important, spațiile verzi. Pierdem săptămânal spații verzi dintre blocuri pentru că nu avem un registru al spațiilor verzi și pentru că în urma acelui registru, lucru pe care noi trebuia să-l facem încă din anii 90, acele spații verzi pe care regimul comunist le-a prevăzut între blocuri ca spații verzi, trebuiau să le trecem în planul urbanistic general cu titlu de spațiu verde și ele erau stabilizate. Nici până în ziua de azi nu am rezolvat problema și ea nu se poate face decât prin inventarul, prin registrul spațiilor verzi și după aceea printr-o decizie care să le treacă în regimul urbanistic. În fine, trebuie să oprim măcelărirea asta a copacilor prin toaletări și, dimpotrivă, trebuie să avem o strategie inteligentă de plantări, plantări cu specialiști, cu specii pe care specialiștii ne spun că se încadrează în clima pe care Bucureștiul o are. Specialiștii vorbesc de 1 milion de copaci care pot să fie plantați în București.
pe scurt, asta poate să facă o administrație responsabilă pentru a reduce poluarea aerului în București. Mulțumesc. Am două întrebări telegrafice care se repetă foarte, foarte des în comentariile care ne vin și ieri și astăzi. Le pun acum și să rămână pentru toți candidații valabile. Odată ne întreabă, va mai fi valabilă, veți reintroduce taxa oxigen într-o formă sau alta, o formă de zonare a traficului? Și a doua, când eliminăm ghenele și topoganele de gunoi din blocurile Bucureștiului, care sunt multe și care sunt o problemă pentru cele cu 80 etaje? Dacă pot să răspund telegrafic, da, vă rog. Taxa oxigen în momentul ăsta nu este oportună pentru că nu e alternativă, dar în momentul în care transportul funcționează, ea trebuie reintrodusă într-un mod inteligent. Iar în ceea ce privește ghena de gunoi, este o problemă corelată cu colectarea selectivă și cu contractul pe care, cu contractul cadru pe care Primăria Generală trebuie să-l impună operatorilor de salubritate pentru colectarea deșeurilor din București. Și iar bineînțeles că trebuie să dispară în momentul în care operatorii ăștia de salubritate vor fi obligați să asigure recipiente pentru colectare selectivă la nivel de bloc. Mulțumesc. Dar cum ne atrage atenție și domnul Damov înainte, va trebui să și plătim pentru asta, pentru fără că îndoială. Chestiile astea nu se fac gratis, ca la fără îndoială. Da. Fără bine. Îndoială. Mulțumesc. Propun să mergem înainte. Domnul Vlad Voiculescu. Bună ziua. Mulțumesc frumos pentru invitație. Sper să nu vă șochez cu toții, dar văd că e o întâlnire a oamenilor cu părul lung aici. Este inevitabil. Da, inevitabil în acest context. V-aș spune câteva lucruri despre unul dintre efectele gestionării proaste a deșeurilor, și anume poluarea aerului. De asemenea, e tema principală în București și a fost o temă importantă chiar și în perioada asta în care traficul auto a fost redus la un moment dat aproape că a dispărut cu totul, cel puțin pe bulevardele mari din București. Am pregătit un filmuleț care ne arată care este situația pentru cei mai vulnerabili dintre noi, și anume copiii. Am făcut acum, cred că sunt vreo două luni, de când am făcut împreună cu echipa mea un tur al unei zile pentru un copil care merge la grădiniță, apoi merge în parc, și putem să vedem cam cum arată calitatea aerului pentru un copil. Pentru un copil, atenție, dintr-o familie bună din București. Dacă mă poate ajuta Liana puțin cu... Da, o să pornesc acum. Sau să mă soare, ce fel de aer, respir tu, te curați aerul. Și dăm drumul și l-am conectat. Uite, aici te-a reușit să vezi. Aici îți scrie ce fel de aer respir tu acum și zice că poluarea este ridicată. Acum asta e ca poluare foarte ridicată. Și asta vrem să vedem. Cum este calitatea aerului prin locurile prin care mergi tu în mod normal? Ce zici? Treabă bună? Perfect. Bravo.
Bun. Ia să vedem. Ok. Se vede din nou. Mulțumesc pentru atenție. Îmi cer scuze pentru micile probleme tehnice. L-am postat și pe pagina mea de Facebook, îl găsiți acolo. Ce vedem este că valorile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății sunt depășite practic în orice moment al zilei și în orice loc din București. Lucru extrem de grav. Cifrele ne arată că poluarea cauzată într-o bună măsură și de proasta gestionarea deșeurilor ne scurtează viața cu vreo 22 de luni în medie și de asemenea sunt 10.000 de morți premature. Au existat în spațiu public discuții și despre legătura dintre poluare și COVID-19 și sunt câteva lucruri care cred că ar trebui menționate, dar aș începe cu concluzia. Concluzia este că încă nu avem o dovadă clară care să spună că cele două sunt strict legate, dar ce putem să spunem cu siguranță este că dacă respiri aer poluat, ai șanse mai mari să fii afectat mai sever de COVID-19. Și aici sunt trei puncte pe care le-aș menționa. Unu, dacă știm că rata ridicată a deceselor este în special în rândul pacienților cu boli de inimă și plămâni, și acolo există o cauzalitate clară între poluare și poluarea aerului și boli de inimă și plămâni. Doi, particulele poluate pot inflama plămânii, ceea ce înseamnă că instalarea virusului este mult ușurată. Și trei, lucru extrem de important, particulele poluante pot fi vectori de transport pentru virus, pentru particulele de virus. Asta ne arată, cum spun, chiar dacă nu avem o dovadă clară a corelației între cele două, atât timp cât locuiești într-un loc poluat, acea comunitate va fi mai afectată, mai sever afectată de coronavirus. Cine are atribuții, s-a discutat sau s-a menționat în mai multe rânduri că principala responsabilitate este la autoritățile naționale. Cu toate acestea, încă din 2011, de la legea 104, sunt specificate foarte clar atribuțiile și responsabilitățile primăriilor, autorităților publice locale. În București avem, nu este doar o suspiciune, ci o suspiciune bazată pe mii de plângeri, aceea că se ard deșeuri. Sunt mii de plângeri la poliție, de la oameni din sectorul 1, dar nu numai, care din sectorul 6, acolo unde se simte pur și simplu miros de ars. Există bănuiala asta atât în București cât și în afara Bucureștiului. Avem o primărie care învinovățește întotdeauna Ministerul Mediului și este un ping-pong permanent. Ce vedem de asemenea este că poluarea explodează de multe ori noaptea. Noaptea și în weekend, adică în afara, în mod tragic, nu-i așa, în afara orelor de program. Și până ajung inspectorii, poluarea s-a disipat. Respectiv, amenziile nu sunt cu siguranță destul de mari sau destul de consecvent aplicate încât să facă o diferență. Am lucrat la un program al Plus pentru București, alături de experți din țară și din străinătate, printre alții domnul Ilie Brie. M-aș rezuma la vreo 4-5 principii mari. Orice însănătoșire trebuie să pornească cu un diagnostic corect, cu adevărul. Adevărul ne este ascuns și asumarea responsabilității, fie că această responsabilitate înseamnă să recunoaștem adevărul, fie că această responsabilitate înseamnă, așa cum menționa Oana Neneciu mai devreme, comunicarea către populația problemei, a situației reale și a implicațiilor acestei situații de fapt. Deci, întotdeauna trebuie să plecăm de la adevăr. Faptul că nu avem folosit acea stație mobilă pentru care am văzut în buget că sunt prinși 100.000 de lei pentru mentenanță, nu știm pentru ce plătim mentenanță, nu vedem niciun raport al folosirii acesteia.
Doi, aplicarea legii. Sorin Ioniță spunea mai devreme despre master, planuri, documente, cadru, care sunt făcute cumva ca să fie făcute. Și asta este valabil cam în orice domeniu al vieții noastre publice. Dacă PICA este, dacă planul integrat pentru calitatea aerului este bazat pe date din 2013, avem un master plan prezentat anul trecut care își propune pentru 2020 60% colectare separată. Deci a scris cineva suma, cifra asta acolo, e realist cumva să ne propunem pentru 2020 60% colectare separată în condițiile în care noi suntem atât de departe de cifra asta. Aplicarea legii înseamnă de asemenea amenzi. Aplicarea legii înseamnă măsurare și publicare a datelor de la mari poluatori, dar în toate locurile unde sunt identificate surse de poluare. Sărăcia datelor și faptul că nu putem să facem politici publice coerente fără să avem date corecte și date publice pe care să le poată oricine analiza, a fost deja menționat, e cred că clar ca lumina zilei. Dar dincolo de lucrurile care sunt clare ca lumina zilei, ce și anume lipsa datelor și lipsa adevărului în general, ce vedem este o lipsă crasă de capacitate administrativă. Asta face ca foarte puține proiecte să fi fost implementate cu adevărat, implementate corect, implementate la timp, implementate în buget. Și putem să luăm un exemplu, cum menționa domnul Damov, cred că menționa mai devreme, acele centre de colectare sau posibilitatea de a colecta, repara și refolosi anumite tipuri de deșeuri, cum ar fi cele electrice și electronice. Există de asemenea o lege, legea numărul 211 pe 2011, care spune că ar trebui să avem un astfel de centru de colectare, reparare și refolosire a deșeurilor la fiecare 50.000 de locuitori. Există, nu știu să existe în România unul acum. În Göteborg, în Suedia, un astfel de centru a costat 4 milioane de euro și produce în fiecare an 1,4 milioane de euro venit pentru primărie. De asemenea, că vorbim de incineratoare sau de orice alt proiect, Otilia nu ți-o menționa mai devreme, incineratorul, putem să găsim argumente pro sau contra, dar de fapt ăsta este unul dintre proiectele care nu o să fie implementat, pentru că pur și simplu pentru că administrația publică locală nu este în stare, așa cum nu suntem în stare să construim autostrăzi sau așa cum guvernele, așa cum autoritățile publice locale din România n-au fost în stare atâția ani să construiască autostrăzi, spitale și așa mai departe, același lucru se întâmplă când e vorba de proiecte pentru gestionarea deșeurilor. A fost menționat mai devreme faptul că în buget au existat bani. Să vedem dacă pot să vă arăt un grafic. Share screen. Ia să vedem. Cam așa arată bugetul și așa arată execuția bugetară pe ultimii ani. Am luat numai ultimii 3 ani, respectiv datele disponibile. Astea sunt cheltuielile cu protecția mediului care fusese bugetate și cu gri vedeți realizat, adică execuția bugetară. Deci nici măcar banii pe care i-am avut bugetați și un buget este un plan, deci faci planul la sfârșitul anului pentru anul următor, îți iei aprobarea, îl prezinți în Consiliu, iei aprobarea, după care ar trebui să fii capabil să cheltuiești măcar banii aia pe care i-ai bugetat, și pentru care ai primit aprobarea cu foarte puțin timp înainte, nu? Bun, avem, asta este situația de fapt. O oportunitate pe care am avea-o zilele astea și în contextul COVID, se discută despre replanificarea orașelor, reașezarea anumitor lucruri în orașe, despre lărgirea trotuarelor, despre regândirea transportului public așa încât să fie sigur pentru
pentru această perioadă în care suntem confruntați cu acest virus. Pe scurt, ce spune toată lumea, de la Asociația Planificatorilor Urbani din America, la Uniunea Internațională a Transportatorilor Publici, UITP, spune că ar trebui mai mult spațiu pentru pietoni, pentru biciclete, pentru trotinete electrice și pentru cei care folosesc transportul în comun. Am pierdut, sau tocmai pierdem, în momentul ăsta, tocmai pierdem o oportunitate. Foarte posibil să existe și fonduri disponibile pentru asta, dar niciun proiect, mai mic sau mai mare, nu poate fi implementat cum se cuvine dacă nu este pregătit cum se cuvine. Pregătirea proiectelor, mai mici sau mai mari, este, din punctul meu de vedere, principala problemă în orice domeniu al vieții publice din România. Pregătirea proiectelor. Echipe cu specialiști care să aibă timp și resurse să pregătească proiectele cum se cuvine, așa încât atunci când există bani, și întotdeauna vor fi disponibili bani, mai devreme sau mai târziu, pentru proiectele deja pregătite, aceste proiecte să fie și implementate. Ultimul punct, evident că noi toți avem o responsabilitate pentru gestionarea deșeurilor, dar pentru asta nu poți să te bazezi pur și simplu că oamenii o să se lumineze într-o zi și o să conștientizeze că țara asta devine nu știu ce termen să folosesc ca să nu fie prea dur, dar devine o țară cu, nu o țară ca afară, ci o țară cu prea multe gunoaie, pur și simplu. Nu te poți aștepta ca oamenii să observe asta, pur și simplu e nevoie de educație și asta este principala, asta este o responsabilitate în principal a autorităților și doi, ai nevoie de mecanisme de încurajare a comportamentului conform. Că asta înseamnă costuri mai mari pentru comportament neconform, da, dar cred că în primul rând ar trebui să însemne încurajare pentru cei care sunt un pas înainte și pentru cei care vor. Sunt foarte mulți oameni care deja vor să-și schimbe comportamentul pentru o mai bună gestionare a deșeurilor. Mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult și eu. Dăm acum, trecem către sectoare. Înainte de asta, două observații. Avem foarte, foarte multe comentarii. Văd că vin cu mulțumiri pentru domnul Damov de la Buzău. Sunt lucruri foarte interesante pe care le-a spus, zice lumea, și e ceea ce cred și eu, că de multe ori nu vedem această parte scufundată a icebergului, adică partea economică și stimulentele economice ale reciclării de deșeuri. Noi vedem numai chestia asta vizibilă cu oamenii, educația și reciclarea, dar ce e dedesubt, cred că de acolo vin foarte multe probleme care ne blochează și ar trebui să discutăm mai des despre lucrurile astea și eu mi-însușesc acest mesaj. Vom vorbi mai des și de punctul de vedere al sectorului privat, care trebuie să proceseze și să ducă mai departe această activitate. Și doi, mai presar o întrebare, nu pentru un candidat anume, dar pentru toți care urmează, pentru că s-a dat leapșa pe sectoare în București, pentru contractele cu gropi de gunoi și pentru salubrizare, lumea ne întreabă de foarte multe ori, dar totuși cum vedeți problema, relația cu gropile astea de gunoi care sunt, care de fapt nu prea sunt, că sunt puține, nu le plătim, ducem acolo, ăia ard, dar noi vrem să fie totul gratis, groapa de la Glina s-a închis. Sunt foarte multe chestii care țin în momentul de față de relația sectoare, groapă și salubrizatori, să zic așa. Să intrăm tot cu sectorul 1, doamna Clotilde Armand. Bună ziua, da, sunt de acord și eu cu ideea de a include un dialog operatorii privați și eu am fost pe partea de inginerie ani de zile și avem o vastă experiență și e păcat să nu îi ascultăm. Sunt candidată la primăria sectorului 1 din partea Alianței, nu sunt la prima mea candidatură. Luptă pentru această primărie am început-o în 2016. În prezent sunt europarlamentar și cred că toți primarii din orașele mari ar trebui să aibă o experiență europeană. Am mulți colegi europarlamentari care au fost primari în Spania, în Franța, în Germania și discut cu ei foarte des despre experiența lor. Vorbim acum în Parlament foarte mult despre Green Deal, Pactul Verde. Și o parte importantă a luptei împotriva poluării ține de tratarea deșeurilor.
Este un punct foarte slab pentru București, cum știm cu toții, o capitală europeană care are încă grob de gunoi în mijlocul orașului, în sectorul 1. Cetățenii au protestat foarte mult ca să fie închisă groapa de gunoi Chiajna, celebră groapa de gunoi Chiajna. Deocamdată funcționează și vreau să spun că în sectorul 1 au fost repertoriate 78 de locuri de depozitare ilegale. 78 și nu vorbesc de un kilogram d'or, vorbesc de tone. Să presupunem că vom reuși să închidem groapa Chiajna. Ce vom face cu gunoiul? Exact. Nu avem încă o soluție. În sectorul 1 avem contractul cu Romprest, care costă comunitatea ca o rachetă trimisă pe lună. La sfârșitul 2008 a fost semnat acest contract de liberalul Andrei Chiriliman și PSD-istul Daniel Tudorache, care era viceprimar atunci. Ne costă 1 miliard de euro pe 30 de ani aproximativ suma anuală. De fapt, plătim mai mult decât europenii. M-am uitat la raport, am făcut calculele. Plătim mai mult, dar nu avem nici sortare, nici reciclare. Numai o parte din acest gunoi se duce la Rome Waste. Ar fi un operator privat care ar fi foarte bine să invităm. Și este operatorul pe care îl folosim, singurul care are o stație de sortare adevărată. Și de la Rome Waste, să știți că doar între 10-12% se duce spre reciclare. Dacă cu Rome Press, dacă vom vrea o adevărată colectare selectivă cu 5 fracțiuni, va trebui să plătim sume suplimentare. Și atunci asta ajung la concluzia că renegocierea acestui contract de salubrizare este foarte importantă pentru viitorul primar. Trebuie să asigurăm un grad ridicat de colectare selectivă și este primul pas dintr-o strategie de gestionare a deșeurilor. A doua problemă de care vorbim este calitatea aerului. S-a vorbit mult două surse de poluare, circulația rutieră și ceturile, la care se adaugă un lucru. Poziția capitalei în zonă deschisă de câmpie. Circulația rutieră nu o vom putea diminua fără investiții masive în transportul alternativ și în cel public. Ca să putem să deschidem noi piste ciclabile, l-a spus Nicușă, trebuie să rezolvăm problema parcărilor, pentru că trotuarele și primele benzi de carosabil sunt pline de mașini. În sectorul 1 avem un parc auto care egalează numărul locuitorilor. Ați vorbit despre asta, Sorin. În sectorul 1 avem cantitatea de mașini pe cap de locuitor cea mai mare. În timp ce parcările organizate sunt foarte, foarte, foarte puține. De fapt, este un șantier prioritar pe care mi-l propun în calitatea de viitor primar. Trebuie să eliberăm străzile și avem parcări organizate. Pe lângă noxe, trebuie să luăm măsuri pentru a scădea și cantitatea de particule de praf din aer liber. Curățenia stradală este necesară, dar nu va fi suficientă. Tradițional, București era protejat de o perdea forestieră pe care trebuie să o refacem. Din păcate, nu are același preocupări administrația actuală, care ne propune un plan urbanistic zonal, se numește PUS coordonator, este o invenție, dar cu acest PUS nu vrem să ne trezim. În acest PUS, porțiuni din pădurea Băneasa vor deveni construibile. P+6+mansardă și la fel în zona parcului Herestro. O parte din parcul Herestro va deveni construibil. În general, grija pentru spațiile verzi nu există și scade dramatic metrul pătrat de spații verzi pentru fiecare locuitor. Interesant, planul urbanistic propus conține o densificare exagerată, o triplare a populației în sectorul 1. Este prevăzut 850.000 de locuitori. Blocuri între case, blocuri între blocuri, diminuare drastică a spațiului verde, creșterea circulației, creșterea poluării. Totul ne va costa foarte, foarte, foarte mult și din punct de vedere al sănătății, dar și apoi financiar.
Din acest motiv, lupta mea actuală se concentrează pe această temă, cum să oprim acest plan urbanistic care va decide soarta sectorului pentru următorii 10 ani. Sunt pregătită ca primar să preiau un oraș în ruină și să-l reconstruiesc, dar nu accept să-mi impună și mie cetățenilor un plan urbanistic dezastruos pentru sănătatea și viitorul nostru, un plan în care ilegalitățile urbanistice pe care le suferim și care le-au tolerat administrațiile de-a lungul anilor să devină lege. Dacă este votat, va deveni lege. Nu o să putem să acționăm împotriva acestor ilegalități. Vreau să ne impunem viziunea noastră, un oraș curat, sănătos, prietenos pentru copii. Am văzut filmul tău și l-am apreciat foarte mult, Vlad. Pentru oameni activi și pentru oameni în vârstă. Mulțumesc și vreau să răspund la întrebări, o să răspund și pe scris. Bine, vă mulțumim foarte mult. Așa vom face și noi. Deci, repet, toate întrebările care s-au pus și ieri și azi pe toate platformele, inclusiv acum pe chat și pe Q&A, le vom grupa, nu le vom arunca, le vom strânge într-un document și le vom folosi într-un fel sintetic oarecare, pentru că sunt foarte multe comentarii extrem de bune. Să trecem la sectorul 2, domnul Radu Mihaiu. Bună ziua, Radu Mihaiu sunt. Sunt candidat la sectorul 2, unul dintre cele mai murdare sectoare din București, care recent are taxa redusă, nu chiar scoasă cu totul, dar redusă la 1 leu pe persoană pe an. Și aș vrea să vorbesc despre niște lucruri despre care cred eu că s-a vorbit foarte puțin. Puterea de negociere pe care o au salubriștii sau, în cazul nostru, Supercomul, care este operatorul de salubritate din sectorul 2, față de administrație. În acest moment, operatorul nostru de salubritate operează fără licență. Deci nu are licență și administrația nu are ce să facă, nu poate să lase gunoiul în stradă. Și asta se întâmplă pentru că acceptăm acest monopol pe care îl au salubriștii sau unii dintre salubriști asupra tuturor condițiilor. În raportul făcut de Expert Forum am citit foarte puțin despre acest lucru. Scrie undeva, primarii doresc să continue vechile contracte cu companiile actuale de salubritate. Adevărul este că este extrem de dăunătoare această situație. Vedem în cazul sectorului 2, unde operatorul de salubritate impune, practic, o grămadă de condiții administrației și administrația este foarte ușor să se întoarcă apoi practic împotriva populației, pentru că se plătește de la bugetul local, se plătesc contractele de salubritate. Și în felul ăsta noi nu respectăm în niciun fel acel principiu de care a vorbit multă lume, principiul pay as you throw, adică plătește cât arunci. În momentul în care populația nu plătește absolut nimic, indiferent cât gunoi ar arunca, ce fel de gunoi aruncă, în acel moment este imposibil să se facă precolectarea selectivă. Deci nu vom reuși niciodată să facem precolectare selectivă dacă populația nu are absolut nicio motivație să precolecteze selectiv. Și ăsta este cazul la sectorul 2. La sectorul 2, teoretic, se colectează selectiv, practic existând două fracții, absolut insuficient pentru orice fel de gestiune a deșeurilor rezonabilă. Și aceste două fracții sunt multe sesizări, cum că se aruncă sacii aceia, fracția umedă și fracția uscată se colectează în același loc și sunt depozitați după aceea undeva, nu știu, lângă Călăraș sau ceva de genul ăsta. Partea proastă cu colectarea selectivă este că, sau necolectarea selectivă, este că populația nu vede răul pe care îl produce prin lipsa colectării selective. Gunoiul se duce altundeva, în niște gropi de departe și populația nu le vede. Dar încet, încet, începe să se vadă poluarea aerului. Asta nu avem cum să o ascundem. Poluarea aerului o simte toată lumea și se simte
că nu se face, nu se gestionează corect salubritatea din oraș, din sector. Înspre soluțiile pe care cred eu că le-am putea aborda și la nivelul primăriei generale, sigur, și la nivel de sector, este unul la mână să nu mai acceptăm aceste monopoluri. Primăria sectorului 2 se găsește într-o situație extrem de proastă pentru că operatorul de salubritate își impune condițiile și primăria nu găsește soluții de a ridica altfel gunoiul, Supercomo având monopol. Este organizată o licitație, Înalta Curte de Casație și Justiție a obligat primăria să organizeze licitație pentru un nou operator din 2018, nu s-a reușit finalizarea, se tot amână termenele de depunere a ofertelor și așa mai departe. Și toate aceste condiții favorizează operatorul în funcție. Trebuie găsit o soluție prin care aceste monopoluri, mai ales la adresa asociațiilor de proprietari, să nu mai funcționeze. Asociațiile de proprietari, cetățenii, să poată încheia contracte cu operatori, desigur, licențiați la nivelul Bucureștiului și nu ne vom mai găsi atunci în situația de a depinde de un operator nelicențiat. Cu privire la calitatea aerului, ce se poate face la nivel de sector și nu se face, din păcate. Așa cum spunea mai devreme Nicu Șordan, se face o spălare a străzilor care este absolut inutilă și prea puțin se prevede, de exemplu, spălarea trotuarelor, care nu e ca și cum nu s-ar depune pe trotuar praf, nu e ca și cum particulele PM2,5 și PM10 nu se depun și pe trotuar și oamenii mai degrabă respiră acele particule decât din interiorul mașinilor. Deci trebuie refăcute contractele în așa fel încât să fie curățate și trotuarele, nu doar străzile. Am văzut că la sectorul 2, acum în vremea asta de COVID, au reușit să facă acest lucru cu o singură spălare. Eu cred că asta ar trebui să fie permanentizat și ar trebui să fie o situație mult mai să fie o situație standard. Referitor la transportul alternativ, unul din punctele care consider eu că sunt importante este încurajarea folosirii bicicletelor și trotinete electrice și astfel de lucruri. Ce am văzut eu este că populația este foarte puțin încurajată. Dacă trebuie să-ți urci bicicleta 4 etaje pe scări, pe care după aceea să o bagi în apartament sau să urci în lift, e foarte complicat și mulți renunță. Cred că se pot face, și asta ține și de primăriile de sector, cred că se pot face parcări securizate pentru biciclete. Deci nu doar să trântim acolo niște fiare de care își leagă cineva bicicletele, ci în zone rezidențiale, așa cum există locuri de parcare pentru mașini amenajate de primărie, să fie locuri de parcare pentru biciclete securizate, în care cei locuitori să-și poată lăsa în deplină siguranță biciclete și trotinete. Asta încurajând oamenii să folosească bicicleta, pentru că, vă spun, este extrem de complicat să știi că trebuie să duci bicicleta în bloc și să o urci și după aceea să o duci pe balcon, să nu știu cum se întâmplă. Bun, astea fiind spuse, ce cred eu că lipsește cu totul este o strategie coerentă la nivelul Bucureștiului, în care și sectoarele să contribuie. Este imposibil să faci o strategie generică în care fiecare își vede de propriul operator, fiecare are de mulțumit propria, să nu-i spun, clientele politică. Dacă nu să ne așezăm la masă cu toții, toate sectoarele și primăria generală, pentru a avea o direcție generală care să permită și independența față de un singur operator, dar și o viziune și o direcție generală pentru salubritate și pentru calitatea aerului. Din nou,
faptul că noi nu măsurăm, așa cum au spus mulți dintre antevorbitori, faptul că noi nu măsurăm de unde vine această poluare și ne bazăm pe cifre din 2013, ca să spunem că ea vine de la mașini, mie mi se pare absolut insuficient și e foarte greu să ne bazăm vreo strategie pornind de la aceste cifre din 2013. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu, așa este. Trebuie să subliniem asta. Este singurul document care există, acesta publicat în 2014 cu cifre din 2013 și anterior, mă refer la poluarea aerului din București. El s-a făcut niște măsurări de un consultant, spun asta pentru că avem foarte multe comentarii care spun acest lucru. Nu poate să fie numai aia, unii oameni sunt supărați că de ce zicem că e de la trafic și nu zicem că sunt și alte surse. Sunt și alte surse, dar nu se poate nega influența traficului la poluarea aerului. Pe de altă parte, este incredibil cât de prost stăm cu monitorizarea și cu calitatea datelor. Și că, de fapt, navigăm în orb. Asta este o realitate în momentul de față pe toate temele de mediu. Propun să trecem spre sectorul 3, doamna Ana Ciceală, care, în afară de ce ar mai vrea să spună, are și câteva întrebări dedicate de la un cetățean în legătură cu stația de sortare deșeuri. Sorin, îmi cer scuze, eu nu mai pot să stau, vă las, am stat, am ascultat, văd că e ceva mai degrabă internul SR Plus, vă las. Ciprian, nu fi cu mare plăcere mai așa departe, dar... Păi anunțasem de la început nu s-a respectat și am vreo 3 ședințe la care trebuia să fiu deja pentru că le-am mânat pe toate. Am înțeles. Anunțasem, rugasem de la început să luăm în ordinea sectoarelor. Dacă ne spuneai, aranjam altfel. Am crezut că l-ați aranjat conform invitației și anunțului, dar dacă ați schimbat, acum eu mi-am făcut agenda. Păi erai online când am schimbat și nu ai zis nimic. Sunteți de acord să luăm acum pe domnul Ciucu? Nu vreau să mă bag peste nimeni altcineva. Nu, e propunerea mea. Haideți să luăm intervenția asta acum, că aranjăm ca să acomodăm pe toată lumea. Nu avem... Sectorul 6, domnul Ciucu. Unde există și problema specifică cu groapa de gunoi, care influențează foarte mult sectorul. Bine, vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru înțelegere. Ce să zic, a fost, încă o dată am auzit niște idei foarte bine puse la punct și documentate. Apreciez în mod special intervenția domnului Ilie Brie. Bine, pe toate le apreciez, au fost foarte bine structurate. Este foarte clară în acest moment importanța problemei, dar nu știu dacă este clară urgența problemei, mai ales pe ceea ce înseamnă deșeuri. Deci suntem efectiv... în situația în care se afla acum câțiva ani Napoli. Dacă vă aduceți aminte, nu mai era capacitate unde să mai depozitez gunoi. Deci este vorba de faptul că ajungem la saturație pe cele trei gropi de gunoi de la Glina, Chiajna și de la Vidra, acum, da, în acest an. Și noi încă ne gândim ce să facem, cum să facem, dar efectiv nu mai avem să punem gunoiul. Dar problema încă o dată este extrem de cunoscută, bine documentată, din păcate nu e sus pe agenda publică și întrebarea este ce facem noi imediat când o să luăm primările. Deci eu nu mai intru acum, mi-am făcut și eu un expozeu tehnic, evident, să definim problemele și așa mai departe, pe tot ce se știe, dar deja a fost foarte bine acoperit ambele subiecte și pe calitatea aerului și pe partea de depozitare de deșeuri, așa că ceea ce vreau să zic, vreau să vorbesc în special despre viitor. Deci întrebarea este ce facem noi imediat după să câștigăm primările, pentru că nici nu vreau să mă gândesc că nu câștigăm alegerile într-o formă în care opoziția de astăzi din București cumva să se înțeleagă, să fie împreună și să facă ce au de făcut. Pentru că, vă dați seama, o să fim niște unii care o să fim primari și o să vrem ca să dăm drumul la treabă imediat. Și vom lucra și vom avea de lucrat cu niște administrații care sunt extrapolitizate și asta o zic și ca președinte la NFP, și poate înseamnă ceva, nu știu dacă înseamnă ceva, dar știu despre ceea ce vorbesc, și mafiotizate.
Deci cu asta avem de a face. Deci administrații politizate pe de-o parte și mafiotizate, pentru că fiecare primărie de sector, Bașca Primăria Capitalei, are abonată un fel de mafie a gurilor albe care este băgată în toate contractele. Acum aflu că acea mafie, de cel puțin pe sectorul 6, a cumpărat o bună parte din companie de salubritate care aparține al cuiva. Deci cu astfel de lucruri avem de a face în primul și în primul rând. Cu ce ne vom lovi? Ne vom lovi că vom fi față în față cu niște oameni care sunt pe de-o parte oamenii actualilor primari și care nu au capacitate sau nu au fost lăsați sau în fine n-au făcut ceea ce trebuia să facă timp de ani și ani de zile și ne vom lovi de aceste interese care sunt clare. Pentru cei care fac politică la nivel de sector sunt mai mult decât evidente. Și avem și o lege a funcționarilor publici pe care eu o știu foarte bine și probabil că mulți dintre voi o știți. Și întrebarea este cum depolitizăm. Pentru că eu sunt pus într-o situație paradoxală. Știind ce se întâmplă acolo, trebuie să protejez pe toți acești funcționari publici care au dat concursuri pe timpul PSD, și să, în fine, să le apăr interesele. Da? Asta ar trebui să fac și eu și ANFP-ul. Dar avem de a face cu un stat care este pe de-o parte acaparat și pe de-altă parte incompetent. Și despre asta este vorba cât se poate de clar. Adică vom merge cu proiectele noastre acolo, vom ști ce avem de făcut, dar vom avea cu cine? Ce trebuie făcut? Păi în primul rând, când ajungem acolo, trebuie să vedem, să ne uităm în stânga și în dreapta, să vedem că putem să capacităm mai mult din ce găsim poate la oameni care sunt la această conferință sau din societatea civilă în special și să ducem alături de noi și ne vom bate pe ei probabil, că mai mulți dintre noi suntem bine intenționați și vrem ca să facem treabă la sectoare și la Primăria Capitalei, o să găsești puțini experți poate pe care să te bazezi. În al doilea rând, va trebui ca să facem un audit rapid și să definim prioritățile. Problema de mediu și problema de depozitare a deșeurilor este cea de-a patra problemă structurală majoră a Bucureștiului, pe lângă partea de trafic, pe lângă Radet, știm ce înseamnă și Ilie Brie și Otilia Nuțu și toți știu extrem de bine ce înseamnă și Bicușor Dan și toți de aici știm foarte bine cât de mare este problema Radet, riscul seismic și acum avem și pe asta Bașca. Deci problemele care sunt în fața noastră sunt extrem, extrem de complexe și necesită o experiență managerială și un efort managerial uriaș. Iar dacă nu vom face chestia asta după ce vom câștiga Bucureștiul sau primul din București, vom rata șansa să mai facem ceva în următorii 20 de ani, din punctul meu de vedere, sau poate sunt prepostios, cel puțin 10 ani, 2-3 cicluri electorale. Pentru că vom fi crescut așteptările și vom spune că noi le rezolvăm. Numai că nu va fi deloc ușor. Deci ce va trebui să facem? Va trebui cumva să fiecare să ne strângem, să vedem cum putem să punem împreună resursele și să acționăm cumva coordonat. Și să gândim bugete sau structuri de asociere care să lucreze coordonat, pentru că separat cele 7 administrații ale Bucureștiului sunt impotente să rezolve această problemă. Evident, Gabriela Firea a văzut că nu poate rezolva nici această problemă și a pasat-o la sectoare. Nu înseamnă că se va întâmpla acolo. Deci, ca idee, invitația mea este încă de pe acum către toți, da, absolut toți cei care vor să contribuie, să se implice și cumva să câștigăm aceste rânduri de alegeri împreună și să dăm drumul la treabă. Pe partea de calitate a aerului, lucrurile s-au fost iarăși foarte, foarte bine descrise. Lucrurile sunt extrem de complexe, aș spune doar două idei. Ideea principală este că nu trebuie doar să colectăm date și să ne uităm la ele și să știm unde e poluarea, ci trebuie să avem la un moment dat un sistem funcțional astfel încât imediat ce ai găsit sursa de poluare, să o poți elimina în timp real. Adică dacă vedem că traficul, de exemplu, la Unirii a depășit niște valori și am identificat sursa de poluare acolo, te-ai dus și ai oprit eventual traficul, pentru că mor oameni, le pui sănătatea în pericol. Sau dacă la undeva, la o
în altă parte e un șantier, a identificat pe loc sursa de poluare, aici trebuie să ajungem, trebuie să oprești lucrările și să-l amendezi, să găsești cele mai bune soluții ca să intervii în timp real. Oricum vom avea de lucrat pe două paliere, adică va trebui să stingem și incendii și va trebui să și planificăm, să organizăm, să bugetăm și să acționăm cât se poate de concentrat. Așa că va trebui de la început să știm ce facem și imediat ce vom câștiga alegerile, ăsta e primul lucru pe care să le facem. Ne audităm fiecare propriile resurse, după aceea să vedem ce putem pune împreună și cum putem acționa. Eu am văzut că a ridicat această problemă. Salut și pe Alex Gâdiuță, colegul de la USR 6. Mă bucur că este aici. Eu cu el am o colaborare bună și îmi doresc să rămână așa. Și pe voi vă felicit pentru inițiativă și îmi cer scuze că am intervenit oarecum intempestiv, dar o să mai încerc să rămân puțin, să poate ascult și pe Alex și pe ceilalți, dar vă zic că am... Trebuie să încep câteva și... Ok, nu, ne cerem și noi scuze că ne-am depășit perioada cum era și am început să intercalăm întrebările. Mi-e clar că nu o să avem o sesiune ca atare de întrebări și răspunsuri, dar am tot cules, ciugulit eu din întrebările puse. Ce ai ridicat-o acum, au pus mulți oameni această întrebare și mă bucur că ai ridicat această problemă. Bun, câștigați... Primul an e decisiv de mandat, că atunci lansezi. Ai planuri, ai politici bune, dar ai și mașinăria. Te vei confrunta cu o administrație ostilă și asta va fi peste tot, încremenită deja de două cicluri cel puțin. Și întrebarea este cum gestionezi această problemă. Și mai avem o întrebare, iar interesantă, care cred că tot ție ți se potrivește. Cum coordonăm în momentul de față politicile de mediu în București, pe deșeuri și pe calitatea aerului, cu cele din Ilfov? Și te întreb, pentru că Ilfovul este până una alta un județ gestionat de PNL, politic să zic așa. Noi nu avem instituțional genul ăsta de coordonare. București e un oraș foarte strâmt teritorial, nu are teritorii în jur, iar poluarea aerului nu stă în limita administrativă. Cum vom putea face și ne referim la anul 1, anul 1 al unui nou mandat? Cum pui lucrurile astea pe roate și o cooperare cu Ilfovul, care trebuie să facă și pe gestiunea de deșeuri? Sorin, să știi că eu n-am uitat paperul vostru de acum 8 ani, 9 ani în care... Să nu ne gândim la planurile constituționale de redefinire a zonei metropolitane, că alea durează două cicluri politice. Mă gândeam la anul 1. Da, uite, atunci dacă e, uite, am apreciat inclusiv paperul lansat de USR anul trecut și am fost foarte invidios că nu l-am lansat eu pentru că era extrem de congruent cu viziunea mea. În sensul ca să vezi exact ce lași la primăria capitalei ca servicii și competențe și ce duci la sectoare. Și aici asta trebuie discutată încă de pe acum. Deci, uite, a fost foarte fain acest setup pe care l-aveți voi aici la Expert Forum. Poate mai faci una în vreo 2-3 săptămâni, poate tot cu Liniu sau poate facem împreună, discutăm despre cum le organizăm Bucureștiul. Pentru că știți, când Băsescu a fost primar, i-au luat... primarii PSD-iști o bună parte din banii de la primăria capitalei și l-au dus la primarii de sector PSD-iști, care au rescris legea finanțării. Și atunci, și aici, nu că vreau ca să le găsesc la Oprescu sau lui Firea ceva circumstanțe atenuante, pentru că nu prea au, dar totuși avem la capitală utilități foarte mari, foarte mari dimensionate, foarte importante, care nu mai beneficiază de banii de care beneficiau așa cum era înainte de anul 2000. Pentru că o bună parte din bani s-au dus la sectoare și avem sectorul 1 care are un buget formidabil, pentru că sunt 75.000 de companii care plătesc acolo taxe și impozite, o densitate mică, și avem sectoare pe cum sectorul 3 sau sectorul 5, în care sunt doar 12-15.000 de companii care plătesc acolo taxe locale. E clar că avem o debalansare și îmi pare rău pentru Clotild Armand sau pentru cei de la sectorul 1, dar ar trebui cumva să vedem și să regândim cum și unde punem banii. Pentru că dacă te uiți la primăria capitalei, vorbești de megasisteme, vorbești de termoficare, vorbești de lumina public, vorbești de apă canal, vorbești de transport public, care toate au nevoie de investiții. Și atunci dacă vom fi fiecare cu bucățica lui și cu porțiunea lui și nu vom comunica, nu o să facem nimic. Și o să ne întrece, o să fie un fel de așa de concurență între noi. Deci e nevoie de foarte multă coerență. Deci ca să răspund la o întrebare, sau ca să răspund acum la întrebare, ar trebui ca să definim de la început ce trebuie să facă primăria mare,
dar de la început, nu imediat după ce câștigăm majoritatea, trebuie să le definim de acum, adică înainte chiar de campania electorală, care nici nu știm când va fi și cum va fi, și să știm ce avem de făcut. Pentru că dacă vom pierde sau dacă vom rata primul an, eu cred că vom rata pe toți ceilalți ani. Așa este. Diferențele între sectoare nu sunt chiar atât de mari, dar o reechilibrare trebuie făcută adică, la nivel de sectoare versus primărie. Cum adică? Sunt mai mari decât bugetul sectorului 6, despre ce vorbim? Da, dar oricum discrepanța mare între sectoare și primăria generală, acolo au apărut niște debalansări de resurse și responsabilități atunci din motive politice și asta cred că trebuie rediscutat foarte serios. Dar să nu intrăm în chestii care presupun schimbări de Constituție, referendumul local în comune din jurul Bucureștiului, îți facem zic, asta nu se termină niciodată. Ce se poate face prin lege în anul 1 se face, restul cred că este pie in the sky. Cu milioane de scuze pentru doamna Ana Ciceală, sper că este pe recepție. Reintrăm pe fluxul orar și am ajuns la sectorul 3. În microfon. Da. Mulțumesc foarte mult. Sunt Ana Ciceală, sunt consilier municipal USR București și candidez din partea Alianței USR Plus la primăria sectorului 3. În decembrie anul trecut am născut o fetiță în orașul București și îmi doresc să o cresc sănătoasă în orașul nostru și cred că e posibil să facem acest lucru, însă este nevoie de foarte multă muncă din partea noastră și din partea colegilor, iar eu și colegii mei suntem gata să facem lucrurile acestea repede, cu curaj, așa cum s-a spus, și responsabilitate, tocmai fiindcă conștientizăm importanța acestui lucru. Mulțumesc mult pentru invitație și vreau să-i felicit pe organizator pentru inițiativă. Nu e deloc ușor să aduni, de fapt, toate datele pe care le-am auzit astăzi și care sunt necesare unei analize complete. Și asta de ce? Fiindcă instituțiile sunt opace. Primăria Capitală e opacă, primăriile de sector sunt opace, toate celelalte direcții, departamente, Garda de Mediu, ANPM-ul, toate sunt foarte, foarte netransparente. Și nu e de asemenea ușor să vorbești despre politici publice, cum se face astăzi, dintr-un oraș în care primarii, de fapt, s-au lăudat cu autostrăzi suspendate, știm de acum ceva ani, și care mai nou aruncă cu vouchere în stânga și în dreapta. Nu aș vrea să reiau informațiile privind cauzele și problemelor care s-au prezentat astăzi și situația în care am ajuns. Raportul întocmit de Expert Forum e suficient de detaliat și tot ce au spus colegii mei din această dezbatere a completat tabloul pe problemele pe care le avem în discuție. Aș vrea să vorbesc totuși mai mult despre soluții, nu neapărat să le număr pe toate, dar să enunț câteva reguli pe care cred că primăriile, primăria generală, dar și primăriile de sector și în genere toate autoritățile publice ar trebui să le respecte sau menționat o bună parte din ele astăzi, o să încerc să le structurez și eu puțin. În primul rând, s-a tot vorbit despre asta, ar trebui să ținem cont de rezultatele analizelor și ale proiectelor integrate, care de fapt au fost plătite de noi toți cu bani grei și unele din ele chiar sunt încă valabile. Acolo unde nu sunt colectate datele și nu există, trebuie să le generăm noi. Eu cred că trebuie să le generăm, trebuie să plătim pentru asta din bugetele primăriilor și să updatăm constant, să monitorizăm situația și monitorizarea aceasta trebuie să fie transparentă. Și lucrul acesta trebuie să fie făcut de către primărie în mod atât de transparent încât cetățenii să fie implicați constant și în momentul în care se defectează și nu mai există într-o anumită zi monitorizarea acolo, toată lumea să sară în sus. Nu cred că trebuie să reinventăm roata de fiecare dată sau să căutăm prin joben iepuri. Putem să luăm soluțiile bune, corecte, s-au prezentat și astăzi multe dintre ele și apoi să le aplicăm. Așa că ajung acum la al doilea element important. A doua regulă ar fi ca autoritățile publice să aplice soluții, nu să stea să se uite la ce se întâmplă. Trebuie să acționăm strategic așa și nu să facem micromanagement. Cred că spunea și Ciprian Ciufcu mai devreme că nu e clar pentru nimeni niciodată cine pentru ce răspunde.
Și de când sunt în administrația capitalei, din păcate am văzut foarte clar această problemă. Primarul și funcționarii de la primărie fac foarte, foarte mult micromanagement, se ocupă de chestii minore sau se ocupă de urgențe când apare ceva în spațiu public sau în presă. Dacă vă uitați în București, nu avem nici măcar un mare proiect care să fi fost inițiat în ultimii 4 sau 8 ani. În sectorul 3 s-au cheltuit anul trecut pe curățenie și aici inclus și colectarea gunoiului și selectarea lui 47 de milioane de euro. Deci suma aceasta este din execuție. Eu am la mine la bloc un sistem de gunoi care a costat 25.000 de euro, a fost montat acum 5 ani și a funcționat 2 ani și după aceea s-a stricat, iar acum câteva luni a fost înlocuit cu unul nou. Alți bani, bineînțeles. Degeaba stăm să atragem noi fonduri europene, ceea ce bineînțeles ar trebui să fie prioritar, dar stăm să le folosim prost și nu mai putem să cheltuim aiurea banii. Și bineînțeles că la sectorul 3 niște lucruri de foarte bun simț sunt ignorate total și anume poate n-ar trebui să îngropăm la propriu un sfert din parcul Pantelimon în Moloz sau să facem acum cum se face la Brățării un parc peste un munte de molos pe care tot primăria l-a depozitat acolo. Și nici, așa cum menționa foarte bine un domn în Q&A, să funcționăm cu stații de sortare ilegale, fiindcă asta se întâmplă acum la Cățel. Dar, cum spuneam aici, venim la bunul simț. O a treia regulă ar fi să asumăm protecția mediului ca obiectiv transversal în toate proiectele, toate acțiunile noastre. Și ce ar însemna acest lucru? Înseamnă, de exemplu, să nu cumpărăm autobuze diesel, cum tocmai s-a întâmplat, să cumpărăm autobuze electrice. Înseamnă că ar trebui să urgentăm amenajarea de piste de biciclete și asta să se facă pe carosabil, cum bine spunea un domn în comentarii. Înseamnă că toate companiile municipale, toate școlile, toate instituțiile administrative ar trebui să facă deja colectare selectivă. Dacă în Maramureș se poate face și se poate colecta selectiv în 2020 pe țintele din 2030, cu siguranță putem să facem asta și în sectorul 3. Nu mai în Târgu Lăpuș, să nu înțeleagă lumea. Nu, județul Maramureș stă prost. Dar un oraș mic de acolo a reușit să facă colectare pe 7 fracții. Incredibil. La Târgu Lăpuș, da, da, da. Mă referam în genere în județ, dar nu în tot județ. Dar acolo a fost un exemplu bun și acolo, într-adevăr, faptul că ei au luat și au făcut local în comunitate, au luat deciziile și și-au făcut proiectele, a funcționat foarte bine. Bun. Apoi ar fi o a patra regulă și anume să ne raportăm la comunitate ca la un partener. Asta înseamnă să facem un efort consistent, să educăm și să informăm oamenii, să implicăm. Avem sute de milioane de euro cheltuiți pe publicitate pentru primărie în aceste perioade și anul trecut, dar și acum, și banii ăștia ar trebui să fie utilizați pentru a informa publicul, să încurajăm să colecteze selectiv, să utilizăm transportul alternativ. Acum e o mare oportunitate, cum spuneau antevorbitorii mei, pentru biciclete și transport cu trotinetele și, bineînțeles, să facem și școli, în școli educație pe colectare selectivă. Bun, cetățenii sectorului 3 ar trebui să fie consultați și implicați în amenajarea de păduri urbane, proiectul la care eu țin foarte mult. Și cred că dacă s-ar întâmpla asta, acțiunile lor civice chiar ar fi uimitoare, ar fi pentru toți ceva extraordinar. Și aș vrea să facem împreună cel puțin 5 păduri urbane, a câte 30 de hectare minim, și să plantăm din aia 1 milion de arbori de care vorbea Nicușor Dan, să plantăm 200.000 de arbori în sector. Ultima regulă a fost menționată în mai multe feluri astăzi și anume autoritățile publice să înțeleagă faptul că nu au monopolul adevărului și al competenței. Dacă am putea strategiile, planurile să le updatăm și să colectăm datele pe care le monitorizăm real și tot să ne raportăm la ele în acest fel, cred că am fi foarte, foarte câștigați și cred că niciun partid nu are, de fapt, monopolul pe ideile bune. Și trebuie să recunoaștem proiectele care sunt cel
aer live, este incredibil cât s-a putut face numai pe, cu câteva zeci de mii de euro în condițiile în care la București dăm zeci de milioane de lei pe sisteme care nu fac nimic. Bun, pe partea de întrebări, aș vrea să îi răspund domnului care m-a întrebat pe problema aceea de la cățelul cu stația de sortare. Noi am făcut interpelări chiar acum pe 29 aprilie în ședința de Consiliu Local. Colegul meu, Stelian Nene, consilier local USR, l-a întrebat și a avut un dialog cu Robert Negoiță pe tema aceasta. Voi face și o interpelare la Gabriela Fira și, bineînțeles, am făcut deja sesizări la Garda de Mediu și toate celelalte instituții pe tema aceasta, dar faptul că legea nu se aplică și vine poliția locală, vine Garda de Mediu, dă niște amenzi, spune că autorizația de mediu pe care ei o au nu se potrivește cu ce fac efectiv acolo, dacă lucrurile acestea nu se finalizează cu oprirea activității și nereînceperea ei, cred că nu se va întâmpla. Adică acel loc insalubru care a fost creat în spațiul locuit din sectorul 3 va merge mai departe și atunci soluția pentru ea, din punctul meu de vedere, este decizia politică. Pe zona de grob de gunoi, cred că era întrebarea la care au răspuns și colegii mei, acolo ce s-a întâmplat a fost că s-a mutat responsabilitatea cu totul la sectoare. Ori asta va genera, din punctul meu de vedere, costuri mai mari, fiindcă fiecare primărie în parte va începe să negocieze cu operatorii și vom avea o întreagă plajă de costuri și nu vom avea standarde unitare. Deci, cum spunea și Ciprian Ciucu, cred că ar trebui să câștigăm primăriile și una dintre responsabilitățile care ar trebui să stea la capitală este cu siguranță aceasta. Mulțumesc frumos! Bine, mulțumesc și eu. Să trecem la sectorul 4, doamna Simona Spătaru. Bună ziua! Mulțumesc și eu frumos pentru invitație. Mă numesc Simona Spătaru, sunt candidată al Alianței Plus USR pentru primăria sectorului 4 și de asemenea președintele filialei Plus, sector 4. S-au acoperit foarte, foarte multe idei pe care doream și eu să le exprim. Am să folosesc la maxim cele 5 minute dedicate și am să mă concentrez pe faptul că în sectorul 4 noi am avut o situație în 2016 deosebită, aș fi spus, în bine, în sensul că noul primar putea să aibă soluții de implicare pe gestionarea deșeurilor încă de la început, fiindcă a avut oportunitatea să acorde unui nou operator managementul acestora. Însă, practic, în primii doi ani a fost un eșec total, nu a existat o achiziție publică corectă și abia la începutul anului 2019 noi avem un operator nou pe sector. Și această pierdere în ani ne costă foarte mult pentru că nu există niciun fel de management implicat la acest moment într-o strategie de dezvoltare, practic, de măsuri. Noi am făcut un chestionar în rândul locuitorilor din sector 4, pentru că fără o colaborare și o comunicare cu aceștia nici nu o să avem cum să putem implementa măsuri pe care de altfel legea ne obligă să le facem pentru a gestiona un sistem de management al colectării deșeurilor echilibrat și corect. Și aceștia s-au arătat, să știți, foarte deschiși în a spune că vor participa, că vor să facă colectare selectivă. Ne-au răspuns la întrebări prin comentarii, spunându-ne că sunt prea puține zonele unde ei pot să meargă să își lase practic toate deșeurile colectate selectiv în casă. Nu erau foarte siguri dacă acestea sunt sau nu colectate la rândul lor mai departe separat de către operatorul de salubritate. Deci eu cred că este o chestiune de comunicare și colaborare cu oamenii pentru a-ți putea impune practic voința politică. Spuneau foarte bine colegii experți din această dezbatere că fără voință politică de la început nu o să putem propriu-zis să avansăm pe aceste două subiecte și pe deșeuri și pe o calitate a aerului adecvată, pentru că ne va fi frică practic să impunem măsuri. Ele însă pot fi impuse prin colaborare. Și mă refer aici la un exemplu. Dacă vom arăta că un impozit, o taxă,
este la rândul ei compensată, recompensată printr-un sistem în care cel care poluează, locuitorul, este și el recompensat dacă arată că va colecta mai mult, atunci eu cred că va exista înțelegere pentru acea taxă impusă de primărie. Dar până la taxe, în paralel cu taxele și cu această informare, un primar trebuie neapărat să aibă toate datele, să facă controlul contractului pe care îl are în mână. Și în acest moment, noi știm că de un an și jumătate, acest operator, propriu-zis, nu a făcut nimic pe partea de management de colectare selectivă a deșeurilor. În egală măsură, însă, pe partea de calitate a aerului, am observat în faptul că sunt constant înlocuite spațiile verzi cu spații noi de parcare sau cu borduri. Și acest aspect noi am putea să-l propunem și să-l înlocuim prin măsuri adecvate. Aceste parcări nu trebuie să înlăture spațiile verzi și un transport alternativ, cum au arătat și ceilalți colegi de la celelalte sectoare, este de asemenea necesar a fi dezvoltat. Spre exemplu, în colaborare cu infrastructura școlară, văd util un transport al elevilor. Am putea să utilizăm ca un transport alternativ autobuzele școlare și astfel să putem să încurajăm și pe părinți să mai lase mai mult mașinile acasă și să se îndrepte spre transportul public. Deci, cumva, măsuri pentru a putea veni în sprijinul unei mai bune gestionări pe aceste două teme și să ajungem la totul alte standarde peste 3-4 ani există, însă e nevoie de voință politică. Pe partea de întrebări, cred că am mai răspuns în partea scrisă, dacă mai sunt. Da, cred că am lămurit problema cu incineratorul, cel puțin din punctul nostru de vedere, care am scris raportul, și nu de alta dacă el urma să fie în sectorul 4, deși nu e vreo perspectivă să ajungă undeva. El avea, n-avea sens economic. Sunt o grămadă de comentarii pe tema asta. Atunci când a fost proiectat, deci imediat după 2010-11, cam atunci când se discuta, era o discuție atunci dacă are sau nu are sens economic. Bun, acea discuție e încheiată, pentru că astăzi suntem într-un alt ciclu de viziune UE, s-au schimbat datele problemei, inclusiv pe cantități de deșeuri și așa mai departe, nu mai corespunde cu viziunea, deci o grămadă de lume care este normal îngrijorată în sectorul 4, cred că, mă rog, asta nu e chiar o temă pe agenda astăzi, că nu e o perspectivă să se facă acel incinerator în curând. E istorie. Așa cum a fost el, cu bune, cu rele, cu calcule. Da, există un certificat de urbanism, propriu-zis, eliberat de primăria sectorului 4 și atunci anunțul, când a fost făcut direct de către primăria capitale, evident că întreaga comunitate a sectorului a fost, de ce aflăm astfel de o eventuală propunere de acest gen, dar cum au menționat și domnii experți, cred că trebuie să ne ducem spre ideea că deșeul este, de fapt, nu este un gunoi, și că putem să arătăm valoarea economică, oamenii pot fi învățați să vină către comunitate și e în avantajul lor să primească aceste măsuri și să le implementăm împreună. Ok, bine. Haideți să mergem spre sectorul... Sorin, scuze că intervin, dar e important, cu scuze pentru ceilalți doi colegi. Hai să dăm acum cuvântul lui Lucian Mândruță. Nu pentru că n-am mai putea să meargă pe bicicletă, că poate, dar la 14 are emisiune și trebuie să... Ok. Sigur. Da? Cu scuze că ne-am lungit atâta. Deci domnul Lucian Mândruță, un pasionat al mersului pe bicicletă și al pozatului de gunoaie în jurul Bucureștiului, ceea ce o pasiune perversă pe care o am și eu, de altfel. Ia să vedem, share desktop. Vedeți desktop-ul meu acum? Da, da. Vedeți pista pe care ciclez? Da, da. Bun, asta e o pistă din San Remo. E făcută pe marginea lacului. Dacă vă uitați, jos am făcut în timpul evenimentului vostru 42 de kilometri pe lângă lacul din San Remo sau Marea Barnam, ce este, nu vă supărați pe mine. Cred că e marea totuși. N-am văzut niciun pic de gunoi. Deci 42 de kilometri, m-am uitat pe marginea drumului să văd dacă e gunoi. Filmarea este la 720p, deci am rezoluție să văd păsărelele care stau pe jos. Pot să văd și, uitați-vă și voi.
Vedeți vreun pic de gunoi pe marginea drumului? Întotdeauna m-am întrebat de ce nu e. Și am din păcate o veste proastă. Nu este pentru că oamenii nu aruncă, nu pentru că nu strânge cineva. Și acum, de ce nu aruncă ei? Sunt câteva ipoteze aici de ce nu aruncă. Una este că sunt educați, alta este că sunt inteligenți. Nu știu care e ipoteza mea în legătură cu jurul Bucureștiului, care e destul de neplăcut. Stai să opresc share-ul ca să nici nu mai merg. Eu m-am apucat de acțiuni de mediu pentru că nu mai suport mizeria de pe unde ne dăm noi cu bicicleta când ne antrenăm în jurul Bucureștiului. Dar situația, să știți că este identică în multe locuri din România. Pur și simplu oamenii aruncă din mașină, nu au această educație a hai să nu aruncăm paharul de înghețată, paharul de la cafea, mai știu eu ce. Deci totul se duce pe geam. Ăștia sunt aruncătorii sportivi. După aia sunt aia care în sate nu au contract de gunoi sau le este lene, dar de obicei nu au contract de gunoi și care strâng gunoiul menajer și îl aruncă în șanț. Ăștia aruncă saci. Deci e aruncătorul mai degrabă semiprofesionist. De ce nu au contract de gunoi? Nu știu, că el e 10 lei pe lună în satele astea, tocmai pentru că e costumic. Totuși ei aruncă. Aduc cu portbagajul, deci au avut bani de mașină. Și dacă desfaci gunoiul, și nu trebuie să-l desfaci tu, că îl desface natura, pentru că după un an, doi, punga aia se macină, înăuntru vei constata că sunt sticle de bere, nu noroc, Heineken. Deci omul a avut bani de gunoi, dar nu a investit în chestia asta. Și am să vă mai spun că anul trecut, la începutul sezonului, m-am dus în Lipia să strâng gunoiul tot așa de pe marginea drumului pe unde ne antrenăm noi. Lipia e undeva la 30 de kilometri nord de București, nu știu ce județ. Și acolo a venit și primarul împreună cu secretarul de la primărie la acțiunea mea în care eram eu cu niște cicliști și cu niște oameni de la salubriști să strângem gunoiul pe 6 kilometri de drum. Primarul a venit doar cât să se dea în interviu la Digi și să se pozeze cu noi, după care a plecat. Și la plecare mi-a făcut și o mărturisire, că l-am întrebat, domnule, dar dumneavoastră ce faceți aici? De ce nu-i amendați pe țăranii care aruncă? Fiindcă, na, și țăranii aruncă. Mi-a zis, păi i-am amendat, să știți, dar după aia ei n-au plătit că sunt săraci și a venit curtea de conturi și mi-a imputat mie amenda, deci eu anul ăsta n-am mai dat nicio amendă. Ca să fie clar, nu mai vreau. De ce să pierd eu bani? Bun, am strâns pe 6 km și n-am întors. Și la întoarcere, trecând prin sat, ne-am oprit la Birt și acolo o doamnă din sat, în deplinătatea facultăților mentale și de asemenea și fizice, a venit la noi și ne-a zis, noastră stăți aia care strângeți, da, avem și noi aici o stradă laterală dacă puteți să veniți să strângeți. Dragilor, provocarea voastră este poporul român. Eu vă doresc mare succes cu el, sunt foarte sceptic că veți reuși să realizați ceva. Deoarece lucrurile despre care vorbim aici noi, aruncatul de gunoi, trebuie să, sau mai bine zis, oprirea lui ține de dresaj, nu ține de educație. Educația este pentru animalele superioare, dresajul este pentru aia care de la Birt au mai rămas cu 3 neuroni în cap și nu pot să facă nimic altceva decât să arunce pe unde nimeresc, că ei săraci sunt vai mama lor. Și nu le pot plânge de milă. Chiar nu am sentimentul că le trebuie să le plâng de milă în vreun fel. Mai ales pentru că și eu eram la fel, n-am fost mai bun. Și asta e a patra povestire și după aia plec. În 1992 am ajuns în Statele Unite la o bursă. Și acolo, la bursa aia, eu eram un băiat din București care atunci când, înainte, deci pe vremea lui Ceaușescu, atunci când mâncam o înghețată, desfăceam ambalajul și aruncam ambalajul pe jos. Ăsta era obiceiul în București. Iar eu eram un băiat din Pantelimon, da? Ca să fie clar, nu eram mai breaz, nu eram dresat încă. Și mâncând ceva în mașină, o ciocolată, nu mai știu, M&M, am deschis un pic geamul pe autostradă să arunc afară. Și toată lumea în mașină a început să urle la mine. De ce să nu aruncă? Să nu o ținem în mașină. Și mi-a zis, păi $500 amenda. Cum ai că 500? Da, 500. Păi dar nu e nicio mașină de poliție în spate. Păi da, dar e unul în spate și dacă ne face reclamații și pune și numărul, ne dă amenda oricum. Deci nu o să rezolvați problema dacă nu introducem niște legi care să ajute în dresaj, și anume o soluție de bici. În rest ne pierdem vreme. Și apropo de chestia asta, sunt complet de acord cu chestia cu mafia. În momentul ăsta gunoiul se aruncă și nu se reciclează,
pentru că mafia are interese de business mai mari și împarte probabil cu autoritățile statului până, nu știu la ce nivel, să ne spună alții care se pricep. Dar eu bănuiesc că foarte sus. Mă refer la salubriști. Deci mă uit la voi, n-aveți nici pistoale, n-aveți nici putere în Parlament. Pe bune acum. Deci, Cristi, vă dau legătura, că mai mult, mai încurajare de atât nu pot să vă spun decât că ce vreți voi este imposibil. Da, eu mă bag dacă e, pentru că mie îmi plac lucrurile imposibile. Așa că am să vă ajut cum am să pot, cu modestele mele puternice, n-am pistol. Simțian, dar să știi că așa s-a spus de mai multe ori acestor oameni și în 2016 când a început USB-ul și în 2016 când am intrat în USR în Parlament și la europarlamentare, de suntem obișnuiți să ni se spună că e foarte greu și că aproape nu se poate, dar în urmă de asta suntem aici. Baftă! Mulțumim mult. Eu mi-am terminat kilometrii, vă mulțumesc și oricând aveți nevoie de mine să povestesc despre ce aveți voi de gând să faceți. Ca jurnalist, am să fac cu maximă obiectivitate. Super, mulțumim, Sorin. Mulțumesc. Bine, mulțumim pentru perspectiva asta bottom-up, să zic așa. Are multe comorbidități problema deșeurilor în România, deci e multicauzală. E și cu educație, e și cu partea aia scufundată a iceberg-ului, că dacă în spate, pe sistemele mari, nu există stimulente economice reale, nu sunt prețurile reglate cum trebuie, atunci mașina e blocată. Mm-hmm. Și ea aruncă în jur chestiile care nu se pot duce pe un flux normal. Cred că trebuie să le apucăm din toate părțile. Cred că ăsta ar fi mesajul, să nu ne limităm numai la una sau alta, ci să le apucăm din toate părțile. Hai să mergem la sectorul 5, care e un sector Mulțumesc. Interesant. Domnul Alexandru Dimitriu. Bună ziua, numele meu este Alexandru Dimitriu, sunt candidatul Alianței USR Plus pentru primăria sectorului 5. Îmi revine plăcerea și în același timp responsabilitatea să închid panelul din câte realizez. Nu, mai e cineva. Colegul de la 6. Atunci îmi cer scuze, așa am avut timp. Sorin, scuze, mai este și Simona, să știi. Simona. Simona Spătaru, candidat la primăria sectorului 4. Ok. We go on. Bun, ideea este următoarea. Eu sunt mult mai optimist decât ceea ce s-a spus în ultimele intervenții și sunt optimist din perspectiva faptului că avem oameni cu care să facem treabă. Este adevărat că nu-i avem în primul eșalon. Îi avem probabil în eșaloanele 2 și 3, pentru că politizarea nu are cum să se ducă până la oamenii care efectiv muncesc. Oricât am spune noi că în primărie nu se muncește, cineva face o parte din treabă, pentru că altfel am intrat într-un blocaj. Și atunci eu sunt foarte, foarte încrezător că voi găsi în primăria sectorului 5 cu oameni cu care să pot lucra și, bineînțeles, vor trebui să fie aduși și acei specialiști pe domeniile cele mai importante de acțiune, astfel încât să putem să dezvoltăm programele pe care ni le propunem, pe care mi le propun și de care sectorul are nevoie. Bun, acum în ceea ce privește problema legată de deșeuri. Mie îmi place să cred că putem să schimbăm absolut orice dacă reușim să schimbăm mentalitățile. Nu cred că avem cum să schimbăm modul în care gândește un om dacă nu facem cu lucrul la mentalitate. Și acum sunt două paliere diferite. Putem să schimbăm mentalitatea prin taxare, putem să schimbăm mentalitatea prin amenzi. Parțial da, dar din punctul meu de vedere nu este suficient. Cred că cel mai important este să schimbăm mentalitatea prin a explica avantajele unor astfel de acțiuni în ceea ce privește modalitatea în care se colectează deșeurile. De ce spun lucrul ăsta? Un om odată ce a început să facă într-un fel, din proprie inițiativă, și bineînțeles că aici nu vorbim propria inițiativă, poate să rezulte dintr-o epifanie sau pur și simplu dintr-o discuție sau dintr-o convingere din partea unei alte persoane. Și atunci, eu văd problema în felul următor. Mai întâi trebuie să asigurăm logistica necesară. Fără să aibă fiecare gospodărie
tomberoanele necesare astfel încât să poată să depoziteze selectiv, nu are sens să ne apucăm de treaba asta. Pentru că nu putem să le spunem colecta selectiv dacă ei nu au efectiv în curte unde să depoziteze selectiv. Deci ăsta ar fi primul subiect care trebuie adresat, prima politică pe care trebuie să o implementăm. Dar ca să câștigăm un pic de timp în sectorul 5, pentru că aici sunt grave probleme legate de numărul gospodărilor care au astfel de tomberoane, vom implementa în primele două luni peste 100 de puncte de colectare publice, astfel încât locuitorii sectorului 5 să le poată depozita acolo, să se poată obișnui cu ideea depozitării selective. O altă problemă ce va trebui rezolvată până când să începem să-i convingem pe oameni că trebuie să facă lucrul ăsta, este și modul în care este ridicat ulterior gunoiul. Eu am exemplul meu personal în care tomberoanele în care depozitam eu și vecinii mei selectiv gunoiul erau vărsate în același container. Prin urmare, un efect de descurajare totală. Am făcut plângeri la primărie, bineînțeles că nu s-a rezolvat nimic. Dar știți de ce se întâmplă așa, nu? Cam aflat înainte de la experți. Din moment ce taxa la groapă e foarte mică și lor le e mai ieftin să ducă acolo decât să dea mai departe pe fluxul reciclat, nu e normal să... Deci nu e o chestie de educație, este o chestie că așa e mai economic să faci, nu, să le pui. Mai ieftin, dar arunce pe câmp, aș spune. În cazul ăsta nu vorbim de educație. Eu când am vorbit despre educație și despre conștientizare, m-am referit la populație. Aceste societăți trebuie amendate, trebuie eventual acționate în justiție și pe latura penală, pentru că sunt infracțiuni ce țin de modul în care se respectă obligațiile de mediu, până la desființarea contractelor și daune foarte mari, pentru că aici este dovadă de rea credință evidentă care poate să fie cu siguranță penalizată în fața organelor judiciare. Sigur, dacă aruncă pe câmp, dar dacă duc legal la groapă unde taxa e foarte mică, e foarte legal și asta. Este legal dacă nu cumva ei și-au asumat obligația de a transmite pe un anumit flux aceste deșeuri. Da? Aici intervine gândirea integrată pe care trebuie să o ai în momentul în care faci astfel de contracte. Dar revenind, odată ce am rezolvat și problema aceasta, trebuie musai să ne apucăm să creștem gradul de conștientizare. Sunt mai multe modalități. S-au referit colegii mei la publicitate stradală. Putem să facem campanii de informare, inclusiv la televizor, deși din punctul meu de vedere sunt bani aruncați pe fereastră. Dar cred că cel mai important este să pornim de undeva. Și de unde este bine să pornești de fiecare dată? Din punctul în care ai un dialog cu o persoană care încă nu este tarată, o persoană care este în plină dezvoltare, o persoană care de-abia așteaptă să facă fapte bune. Cine sunt aceste persoane dacă nu sunt copiii noștri? Din punctul meu de vedere, trebuie imediat pornite programe de conștientizare, programe care să fie dezvoltate în creșe, în grădinițe, în școli, până la liceu, cu diverse modalități de implicare, cu diverse activități extrașcolare, concursuri și așa mai departe. E, dacă noi vom reuși să facem lucrul ăsta, repet, este una dintre soluțiile care privesc conștientizarea, sunt convins că ai noștri copii vor penaliza părinții în momentul în care îi vor vedea că nu respectă normele privind selectarea gunoiului. Și atunci, iată o modalitate prin care reușim să rezolvăm această primă problemă care blochează, de fapt, tot fluxul de colectare. Pentru că dacă nu pune cel care face primul pas unde trebuie să pună gunoi, atunci, de fapt, am rămas fără un flux continuu. Bun. În ceea ce privește aerul curat, s-au fost spuse foarte multe lucruri, voi spune doar două aspecte. Sunt măsuri ce pot fi implementate rapid, urgent, și sunt măsuri care pot să fie implementate pe termen lung. În afară de problemele legate de praf, eu mă voi interesa imediat de problema ambroziei. Ambrozia nu este tratată și este un non-subiect, din păcate, în fața autorităților locale. Noi avem o lege care nu este deloc pusă în aplicare, care vizează modalitatea în care este combătută această plantă care dă niște alergii oribile. Ei, mă voi ocupa astfel încât să pot debloca constituirea celor comisii care, din păcate, trebuie să aibă acordul prefectului, dar asta este politica, trebuie să te lupți cu ceea ce nu poți să controlezi și să convingi. Iar în ceea ce privește
politicile ce vizează implementarea pe o perioadă mai lungă de timp și au legătură cu aerul curat. Aici am două proiecte care îmi sunt foarte dragi, pe care voi dori să le implementez, și anume crearea de două noi parcuri în sectorul 5. Sectorul 5, din păcate, este deficitar total în ceea ce privește spațiul verde. Cum putem să facem două parcuri de mari dimensiuni? Bineînțeles că nu mă refer să fac un parculeț în spatele unui bloc, deși și acest lucru este important. Prin investiții mari și, bineînțeles, cu ajutorul primăriei generale. Sunt două locații pe care le-am identificat. Odată, un parc în zona antiaeriană care să deservească zona Rahova. Din fericire, acolo terenul se află în administrarea sectorului 5. Și totodată un parc în zona Ferentari. Acolo vor trebui să fie expropriate anumite terenuri și de aici și nevoia de ajutor din partea primăriei generale. De ce este necesar pentru aer, de ce sunt necesare aceste două parcuri? Pentru că fără ele, sectorul 5 va face o implozie în ceea ce privește spațiul verde. Dacă vă uitați și dați un simplu search pe Google, veți observa că nu sunt deloc spații verzi, toate sunt în centrul sectorului, în mijlocul sectorului, din păcate, nu avem. Iar în concluzie, ceea ce vreau să sumarizez este următorul lucru, că îmi propun ca aceste proiecte să fie demarate imediat ce voi prelua mandatul. Ceea ce vreau să subliniez este că scopul meu nu este acela de a aduce schimbări de care nu au nevoie cetățenii. Mă interesează să adopt acele măsuri care nu sunt populiste și care au impact pe termen lung. Nu vreau să fac spoială, pe mine mă interesează să aducem lucrurile de care oamenii au nevoie. Pentru că, din punctul meu de vedere, în calitatea de servitor al poporului, al cetățenilor, lucrul pe care trebuie să îl ai în minte de fiecare dată este interesul acesta. Mulțumesc! Bine, mulțumesc și eu, mă bucur că ați zis și de chestiunea cu ambrozia, pentru că era ridicată de vreo 2-3 oameni în comentarii. Haideți, ajungem la sectorul 6, domnul Alexandru Gâdiuță, să vă referiți din nou și la groapa de la Chiajna, Iridex, că ea e tehnică pe teritoriul sectorului 1, dar vântul bate mai mult spre 6 după ea. Bună ziua tuturor, așa este, din păcate. Alexandru Gâdiuță, sunt candidatul Alianței USR Plus la primăria sectorului 6. În primul rând vreau să vă mulțumesc Expert Forum și europarlamentarilor Cristian Ghinea și Vlad Botoș pentru invitație și vreau să apreciez cele ce au fost spuse de către specialiștii ce au vorbit la începutul acestei dezbateri și nu fac aceste mulțumiri doar din politețe, ci vreau să și subliniez ceva pentru început, ceva foarte important din punctul meu de vedere. Un element foarte important în discuția legată și rezolvarea acestor probleme pe care noi le discutăm astăzi ține de cooperare și de colaborare între diferite entități. Lucru pe care noi astăzi îl facem în acest cadru, cumva în afara cadrului oficial, dar pe care sper după următoarele alegeri să-l purtăm mult mai activ într-un cadru oficial, să mutăm discuția aceasta într-un cadru mult mai oficial și lucru care în acest moment lipsește în administrația, fie că vorbim de administrația locală, fie că vorbim de administrația centrală. Două elemente despre mine la care care m-au marcat și la care voi face referire. În primul rând, eu locuiesc în partea aceasta de vest a Bucureștiului, care este foarte afectată de problema aceasta a deșeurilor și de proasta gestionare, fiind destul de aproape de depozitul de deșeuri de la Iridex Chiajna. Și încă un element. Sunt din 2016 consilier municipal, chiar în Comisia de Mediu, în cadrul Consiliului General al Municipiului București. E bine, fiind cetățean cu ce s-a lovit de această problemă și consilier municipal, am încercat să ridic problema în cadrul Consiliului General al Municipiului București și prin diferite elemente să ajungem la o rezolvare a ei. Din păcate, m-am lovit de o obtuzitate și de o lipsă de colaborare din partea administrației, fiind vorba de probleme complexe, în general problemele acestea de mediu fiind foarte complexe, din păcate vorbim și de o pasare a răspunderii între factorii care ar trebui să se implice în rezolvarea acestor probleme.
În loc ca acești factori să se pună la o masă și să încerce să rezolve problema, ei folosesc această complexitate pentru a pasa răspunderea de la unii la alții. Și Primăria Capitalei pasează răspunderea către Garda de Mediu sau către Agenția pentru Protecția Mediului, iar autoritățile centrale pasează problema și răspunderea către autoritățile locale. De acest lucru m-am lovit în activitatea de Consiliu. Am depus în cadrul Consiliului General un proiect de hotărâre prin care propuneam un lucru de bază, să se facă un studiu de mediu care să determine efectiv care sunt sursele pentru această poluare olfactivă. Pentru că noi avem problema pe care afectează cartiere întregi, deci zeci de mii de oameni, dar nu avem clar evidențiată o sursă a ei, ceea ce mi se pare incredibil. Deci zeci de mii de oameni, cartiere întregi, sunt afectate, dar sursa ei nu este evidențiată. Putem bănui și putem arăta cu degetul către depozitul de deșeuri. Dar nu se știe care element din acel depozit de deșeuri, care este o instalație extrem de complexă și un angrenaj extrem de complex, nu merge. Deci am propus un studiu de mediu pe care să-l facă Primăria Capitalei, poate în colaborare cu alte instituții abilitate, dar pe care noi am putea avea posibilitatea să-l finanțăm, pentru că, cum spuneați mai devreme, avem 2 miliarde de euro buget la nivelul municipalităților din București și răspunsul a fost că această problemă nu ține de Primăria Capitalei, nu este răspunderea Primăriei Capitalei să rezolve această problemă, cum să dăm noi bani pentru așa ceva. Scuzați-mă, dar acel serviciu de la nivelul Primăriei Capitalei, care se cheamă Serviciul de Mediu și Ecologie Urbană, de fapt cu ce se ocupă? Că eu abia scrie în raportul ăsta am aflat că există acel serviciu. Da, este o direcție de mediu. Ea a întocmit, spre exemplu, și planurile acestea, planul integrat pentru calitatea aerului, care vine trimestrial ca un raport în fața Consiliului General. Din păcate, și rapoartele acestea și direcția au funcționat foarte mult ca un colector de date și mai puțin ca o sursă de soluții. Adică lucrează din birou, asta spuneți. Cum scriu raport pe acasă, așa scriu și ei. Lucrează de foarte multe ori reactiv, într-o inerție. Nu neg faptul că de multe ori poate sunt cumva niște resurse subdimensionate față de problemele foarte grave pe care le avem, dar aici iarăși este vina administrației, pentru că primarul general putea să propună o organigramă care să cuprindă mai mulți specialiști în acest domeniu, care să fie alocați pentru această problemă și pentru rezolvarea ei. Deci asta nu este o scuză. De exemplu, s-a vorbit și de spațiile verzi. În cadrul acestor direcții există un responsabil pentru fiecare sector. Este destul de puțin, adică un singur om care ar trebui să alerge prin tot sectorul să vadă toate problemele care sunt legate de aceste spații verzi. Într-adevăr, sunt anumite resurse ce poate ar trebui regândite. Dar asta este o altă problemă, că Primăria Capitalei nu își folosește resurse pe care le are la dispoziție. Vorbea Nicușor Dan mai devreme și de acel autolaborator. Am solicitat direcției de mediu să vină cu acel autolaborator în zona care este direct afectată și în proximitatea depozitului de deșeuri să măsoare acolo, la sursă, poluarea. Răspunsul a fost că nu putem să-l ducem în afara Bucureștiului uneori, pentru că erau și, într-adevăr, erau semnale și din afara Bucureștiului, sau răspunsul a fost că am făcut măsurători în cadrul depoului Bujoreni, ceea ce este la distanță destul de mare față de zonele unde se simțea foarte puternic acel miros. Deci, efectiv, mai degrabă instituțiile de mediu din cadrul administrației locale, fie că vorbim de Primăria Capitalei, fie că vorbim de sectoare și, din păcate, și la nivel central întâlnim această problemă, se feresc de public, se feresc de aceste întrebări pe care noi le punem și încearcă să paseze răspunderea la altcineva. E bine, asta noi putem să schimbăm foarte simplu când vom ajunge în funcțiile acestea de conducere, schimbând modul în care se face administrație și cerând celor care lucrează în primării să își dea interesul pentru a rezolva aceste probleme. Iarăși, câteva elemente foarte importante.
Aș face referire și la ce a spus domnul Mândruță legat de această mafie care este în domeniu și de această încregătură, cu referire directă chiar la depozitul de deșeuri de la Iridex. Vă voi spune câteva coincidențe, să le zicem așa. Patronul patronul companiei care administrează depozitul de deșeuri Iridex, domnul Pascu, este un fost senator al Partidului Conservator, partidul fondat de domnul Dan Voiculescu, fost șef al Gabrielei Firea. În actuala legislatură a expirat contractul de 20 de ani pe care Iridexul l-a avut pentru gestionarea acelui depozit de deșeuri. Contractul a fost prelungit anul trecut, chiar dacă au fost o grămadă de semnale că se încălcau prevederile lui și că compania nu și-a respectat angajamentele luate. Contractul a fost prelungit pe un an și acum se discută o nouă prelungire. Ba mai mult, firma Iridex, compania mamă, să spunem, Iridex, care are diferite planuri de activitate, a vândut locuințe pentru medici în cadrul unui proiect al Gabrielei Firea sau a reparat s-a ocupat de mentenanța casetei Dâmbovița. Deci o întreagă încrângătură. Sau o altă coincidență, sediul companiei Iridex de pe șoseaua București-Ploiești se află pe un teren concesionat chiar de Primăria Capitalei în urmă cu mai bine de 10 ani la o valoare ce astăzi, din punctul meu de vedere, este derizorie. Deci despre astfel de coincidențe vorbim și poate asta este unul dintre motivele pentru care la niciunul dintre proiectele pe care le-am depus sau interpelările pe care le-am făcut. Deci, efectiv, în ședințele de Consiliu General avem un punct care se referă la întrebări și interpelări, unde noi, consilierii generali, solicităm executivului anumite lămuriri în legătură cu elementele problematice. Am interpelat în legătură cu situația contractului cu Iridex și cu faptul că sunt diferite încălcări. Am dat exemple, faptul că se aduc deșeuri și din alte județe în condițiile în care contractul prevedea să fie colectate deșeuri de pe raza Bucureștiului și nu am primit niciun fel de răspuns. Deci asta sunt niște coincidențe pe care vă las să le catalogați dumneavoastră. Bine, pe de altă parte am văzut că primarul de la sectorul 1, care e tot PSD, este în mare conflict, cel puțin retoric, cu proprietarii de la Iridex și deci trag eu concluzia că acolo sunt probleme complicate și că negocieri foarte complicate, iar multe din întrebări care ne vin în scris întreabă și bun, și dacă o scoatem pe aia, ce ne facem cu deșeurile dacă închidem groapa Iridex, ceea ce e o problemă și nu cred că îi putem răspunde acum niciunul dintre noi. Este clar că problema aceasta este foarte complexă. Este clar că ar trebui cumva să regândim și modul în care noi funcționăm ca societate, dacă putem să spunem așa, pentru că noi ne bazăm foarte mult pe consum, de foarte multe ori pe risipă și asta stă, din păcate, este o problemă mai ales la noi în țară. Aici sunt politici europene care vorbesc de regândirea modului în care sunt construite ambalajele produselor sau de politicile de marketing care ar trebui uneori să fie reduse și să încurajeze un consum sustenabil, dar putem vorbi și de modul în care aceste depozite de deșeuri nu ar trebui neapărat închise, cât ar trebui verificate la sânge și văzut unde sunt problemele lor ca instalații. Pentru că dacă tu ca administrație reușești să ai un depozit de deșeuri care să funcționeze în parametri, reduci foarte mult impactul pe care acel depozit îl are asupra comunității din jur. Dacă tu, în schimb, ca autoritate, nu controlezi acel depozit de deșeuri, apar tot felul de probleme. Fie că vorbim de gazele ce sunt emise de acel depozit, pentru că, efectiv, acolo este un proces continuu de producție de gaz, sau că vorbim de anumite scurgeri, iarăși, și de polori ale solului și ale pânzei freatice pentru comunitatea din jur. Deci sunt o grămadă de astfel de probleme. M-aș întoarce un pic la aceste proiecte pe care am depus și la această activitate și vă mai dau încă un exemplu de instituție care nu-și face treaba. Direcția de Sănătate Publică, instituție ce ține de Autoritatea Centrală, DSP-ul din București a obligat la un moment dat
compania Iridex să realizeze un studiu care să evalueze modul în care depozitul de deșeuri afectează comunitatea din jur, sănătatea comunităților din jur. Ei bine, am solicitat acest studiu, o copie a lui, în 2018 și am fost refuzat, spunându-mi se că este un studiu confidențial, făcut de o companie privată și studiul este confidențial. Asta a fost răspunsul Direcției de Sănătate Publice. Instituție... Dacă îl vedeați, știți cum era. E capuzul făcut pe banul clientului. Nu cred că asta e soluția, ca DSP-ul să comande firmei să-și facă ea impactul. Sunt de acord. Eu vreau să subliniez în primul rând atitudinea acestei instituții publice. Am dat în judecată DSP-ul, am câștigat procesul, au făcut recurs. Și abia după am câștigat și la Curtea de Apel și încă DSP-ul a refuzat să ofere studiul și se folosește de tot felul de tertipuri. Deci o autoritate publică, în loc să fie transparentă și să colaboreze cu instituțiile și să arate publicului și comunității modul în care un posibil poluator afectează comunitatea, preferă să se ascundă. Despre asta vorbim, din păcate. Bine, să ne-l arătați când îl primiți, studiul ăla, până la urmă. Aș zice să ne îndreptăm așa încet, încet spre o încheiere. Doar o secundă, dacă îmi permiteți, să revin și la sectorul 6, să fac câteva mici sublinieri. La sectorul 6 avem o problemă ce ține de administrație. Și aici mă voi referi punctual la faptul că în urmă cu aproape 2 săptămâni a fost anulată procedura pentru delegarea Serviciului de Salubritate pentru că 8 ani și a fost anulată pentru că mai mult de 80% din caietul de sarcini era cu probleme. Deci asta a fost scris negru pe alb, că 80% din studiu, din caietul de sarcini era întocmit cu diferite deficiențe și nu mai putea să fie reglat pe bucăți și trebuie refăcut din nou. Despre asta vorbim la nivelul administrației sectorului 6. Vorbim la nivelul administrației sectorului 6 și la nivelul sectorului 6 de autorități care depozitează deșeurile în mod necontrolat pe raza sectorului. Deci ADP sector 6 făcuse în Parcul Grozăvești un depozit de deșeuri ilegal pe un teren privat. La începutul anului am fost acolo, am filmat și Poliția Capitalei, apoi în urma unei sesizări pe care am făcut-o, i-a amendat. Deci însuși ADP-ul făcuse un depozit de deșeuri pe raza sectorului 6 ilegal. De asemenea, colegul meu, Octavian Berceanu, unul dintre cei mai activi consilieri municipali USR, i-a depistat pe cei care construiau stadionul Giulești, cum depozitau deșeurile în mod ilegal, deșeurile rezultate de la construcția acelui stadion, pe marginea lacului Mori. Despre astfel de elemente ne vorbim la nivelul sectorului 6 și poliția locală efectiv nu reacționa sau reacționa foarte greu. A fost nevoie ca un consilier municipal să stea de pândă și efectiv să-i pândească pe aceia care plecau cu camioane întregi și aruncau pe marginea lacului Mori ca poliția să reacționeze. Revenind la lacul Mori, am câteva elemente foarte importante în program. Îmi doresc acolo să construim un parc ce poate deveni împreună în apropierea lacului Mori, în zona care este înspre Chiajna. În momentul ăsta avem o zonă unde se depozitează deșeuri. Putem transforma acea zonă în colaborare cu ATU Chiajna. Împreună cu lacul Mori și parcul Cângraș putem să facem efectiv un imens parc, o imensă zonă verde urbană și un pol de agrement, poate să devină unul dintre cele mai importante astfel de zone de la nivelul Bucureștiului chiar. De asemenea, o atenție sporită trebuie să o acordăm noilor complexe imobiliare. S-au ridicat foarte multe cartiere noi care nu au zone verzi și aici voi face referire în sectorul 6 la zona prelungirea Ghencea, o zonă unde s-a construit foarte mult, utilitățile sunt depășite, acum de-abia se face infrastructura. Acolo mi-aș dori să avem un parc real în zona sărilor militari, un parc de cel puțin 10 hectare. Și Gabriela Firea, în rectificarea bugetară de săptămâna trecută, tocmai a tăiat banii pentru studiul de fezabilitate pentru acel parc, din păcate. De asemenea, dacă mergem pe marile bulevarde din București, și aici mă voi referi la zona Virtuții, dacă mergem cu 41, de exemplu, tramvaiul 41, vom vedea pe marginea drumului aliniamente stradale unde în acea pastină, în acea alveolă, a rămas doar praf. Sunt
mii de copaci ar putea fi plantați în aceste aliniamente stradale și acești copaci sunt efectiv un pansament, putem spune, la poluarea aerului. Bine, da, Virtuții e o destul de calamitată carteră, iar dacă vă referiți la lacul Morii, acolo problemele vor fi foarte mari, pentru că e prevăzut acel drum pe malul lacului, drumul rapid care să iasă din oraș. Au făcut acum pasajul ăsta de la Ciurel, care nu mi-e clar la ce e bun în momentul de față și câți ani, câte zeci de ani vor mai trece până vor face drumul. Până atunci, tot podul ăla uriaș cât pasajul Basarab e degeaba. Practic, traversezi o intersecție și te oprești acolo. Și în continuare ei construiesc. Adică eu nu văd loc de drum pe malul lacului în momentul de față. Lasă că se aruncă și deșeuri. Bun, asta este mica mea paranteză. Aș vrea să, înainte să încep concertul de mulțumiri pentru toată lumea care a fost cu noi un sfert de oră peste ora estimată, realist, care era ora două, să întreb pe cei care au vorbit înainte dacă ar mai fi intervenții foarte punctuale și rapide venite așa în timp ce s-a vorbit, dacă v-au venit idei foarte explozive și care ar putea fi punctate la sfârșit. Și aș începe cu candidații, în special cei care vorbiseră primii, dacă e ceva. Dacă nu, cred că împreună cu Cristian Ghine avem pe domnul Ilie Brie, care vrea să spună două cuvinte, sper. Ești pe mute, Ilie, microfonul. Am reușit? Da. Ok. Am fost intrigat de expresia cu poporul român care n-ar fi la înălțime. Pentru cei prezenți, trebuie știut că poporul român se comportă exact ca toate celelalte popoare. Și cei pe care îi admirăm sau îi dăm exemple au ajuns la marele lor nivel de conștiință civică doar în urma unor măsuri extrem de severe. Valabil pentru englezi, pentru elvețieni, pentru americani, pentru toată lumea. Și ca urmare, recomandarea din directiva cadrul deșeuri a acelor instrumente economice de stimulare sau descurajare a anumitor comportamente trebuie aplicată ad literam. Evident, și cred că asta am subliniat și noi în ce am spus și în raportul scris, că până să ajungi, e ca în justiție, până să ajungi la partea de pedeapsă, la represiune, care e necesară să fie ca formă de descurajare, trebuie să destupi canalele prin prevenție, că dacă mecanismele de policy sunt înfundate, atunci vei face represiune 100 de ani de aici înainte și nu o să ajungi foarte departe. Deci trebuie să dăm drumul stimulentelor normale economice ca să se recicleze, să se întâmple toate aceste lucruri și atunci să începem să dăm și cu bățul ca oamenii să respecte acele fracții așa cum trebuie ele colectate. Dar încă o dată, dacă s-a putut la Târgu Lăpuș, ar trebui să se poată și în sectorul 1 din București, mă gândesc eu, că resurse există. Apropo de Târgu Lăpuș, el dă o palmă colosală restului corpului de politicieni care nu sunt în stare sau nu doresc sau din X condiții nu fac ceea ce trebuie să facă. Deci un oraș sărăcuț din Ardeal, 12.000 de locuitori și câteva comune limitrofe, 15.000 în total, populația, au aranjat un sistem de colectare selectivă pe 7 fracții, care funcționează bine, mersi, de câțiva ani. Nu e în sistemele de SMID, au reușit să evite să fie distruși de minister, băgându-l cu forța în acest pat al lui Procust și vând, dacă nu mă înșel, ce colectează la 50 de lei tona, adică își mai acoperă și din costuri, într-un fel. Și sistemul merge. Da. Dacă s-a putut într-un oraș mic, ar trebui să se poată totuși în București, mă gândesc. Da, respectiv, ca să fim exacti, au fost excluși din SMID și după intervenția Ministerului în 2016 au fost reprimiți în SMID, dar generic vorbind, SMID-ul este un sistem. Cu alte cuvinte, el poate să înglobeze diverse subansamble funcționale și în speță i-au înglobat și pe ei. Dacă i-au înglobat în sensul că nu i-au exclus, nu i-au executat, etc. și i-au lăsat în pace.
Asta e mare lucru și de aici trebuie o lecție de învățat. Aș da înapoi cuvântul lui Cristi Ghinea să tragă el fluierul de încheiere, pentru că așa am început. Dacă nu, în 2016 nu-i salvam, îi închideau cei de la Sfânt. Despre asta e vorba, da. Eu zis, doamne, o să fie performanță, nu stăți pe sistemul nostru, deci vă închidem. Da. Păi, îl văd pe Radu Mihaiu cu mâna și atunci și i-aș da cuvântul să fie ultima intervenție. Eu mai am doar o idee legată de fondurile europene și apoi închidem oricum. Cred că și domnul Damov a ridicat mâna. Ok, hai să lăsăm atunci cu mulțumiri că a stat până la final. A fost o discuție interesantă și lungă. Radu Mihaiu, domnul Damov și apoi o să închei eu, vă rog. Mulțumesc mult. Foarte, foarte scurt vreau să intervin. Atâta timp cât pentru populație și pentru cetățeni colectarea gunoiului nu are nicio valoare, este gratuită și nu percep ca fiind, având un cost, colectarea deșeurilor, atunci ne va fi extrem de greu să educăm în orice fel populația pentru colectare selectivă și pentru precolectare selectivă. Deci eu sunt total împotriva gratuității pentru populația ridicării deșeurilor. Și ăsta cred că este un lucru important. Mulțumesc! Mersi, Radu! Eu pot să vorbesc acum? Da, vă rog. Sunt două categorii de deșeuri care rămân în continuare povara autorităților locale și nu ar trebui să fie așa. Este vorba de deșeurile din construcții și demolări. Încă nu avem o legislație și aceste deșeuri, împreună cu cele de ambalaje, le vede Lucian Mândruță de-a lungul drumului. Soluțiile sunt simple. Legislația stă în sertar la minister. De 5 ani de zile, suntem singura țară din Europa care nu avem legislația pentru construcții și demolări. Nu este problema primăriei, ci a constructorilor. Nu se consideră deșeu municipal și totuși municipalitățile plătesc bani grei pentru ele. Asta ar fi o soluție, să fie scoase repede prin această lege din rândul deșeurilor municipale. A doua categorie, care de fapt ne oripilează pe toți, pentru că de fapt este o poluare volumică incredibilă, sunt ambalajele. Ambalajele reprezintă alte 20% din ceea ce aruncă cetățenii în urma consumului. Una dintre soluții probată în alte țări, cum ar fi Lituania, Slovacia de curând, este sistemul depozit. Și anume, instituirea acelei garanții pentru fiecare recipient, sticlă, PET, can sau alte recipiente, nu știu, 50 de bani, 30 de bani, 1 leu și așa mai departe, s-a dovedit că aceste sisteme asigură o rată de colectare de peste 90%. Este un grup de lucru la minister, să sperăm că nu se va tergiversa și nu se va ajunge la ducerea în derizoriu acestei munci. Deci sistemul depozit este o altă soluție de colectare, o rată de peste 90%. Da, cine s-ar putea opune la așa ceva? Cine ar avea ceva împotriva? Adică cine ar fi actorii contra? Nu știu. Nu am să trageți concluzii, n-aș vrea să... E important să știm. Este vorba de producători. Deci producătorii de băuturi ambalate, de mâncare, deci cei care pun pe piață produsele ambalate, deci folosesc ambalaj ca să-și vândă produsul, sunt răspunzători. Este vorba de celălalt, ultimul mecanism pe care n-am apucat să-l spun, răspunderea extinsă a producătorului. Da. Producătorul trebuie să se ducă după deșeul său și nu să-l externalizeze în costurile primăriei. Astăzi, producătorii beneficiază de profituri suplimentare, neasumându-și aceste costuri și încercând să le socializeze, adică să le dea societății și fals către consumator și primărie, când de fapt responsabilitatea este a producătorului. Atât am avut de spus. Mulțumesc. Ok, o să stăm în legătură cu dumneavoastră pentru soluțiile astea. Eu cred că concluzia este că la alegerile locale această temă trebuie să fie sus pe agendă. Din ce am auzit la candidați, va fi sus pe agendă. Iar pentru colegii mei din USR și Plus, care au stat foarte mulți în audiență, unii dintre ei candidați, sau ne-au urmărit pe Facebook,
Am văzut că mai sunt idei. Aș menționa două idei aici. Dan Ivan de la Maramureș, cel care a trimis de altfel fotografiile pe care le-ați folosit voi pentru a ilustra modul în care arată groapa de la Maramureș, depozitul care ar fi trebuit să fie gata de mulți ani și este candidat la primăria Baia Mare. Iată, noi, de fapt voi publicați în acest raport pentru prima dată, dacă nu mă înșel, stadiul în care se găsesc aceste proiecte județene în toată țara. Da? Deci iată o informație pe care colegii noștri din Ustrăști, din Plus, o pot folosi la nivel județean, astfel încât să facem monitorizări ale acestor proiecte. 2. Florin Naidin, și el a pus întrebarea asta la secțiunea Q&A, este din Comuna Vânătorii Mici, din Giurgiu, de la USR Vânătorii Mici, care au un proiect foarte interesant, a ajuns pe presa națională, de mapare a depozitelor ilegale din comuna lor și de făcut în mod sistematic sesizări la garda de mediu, la primării, au stat pe capul primarilor, ăla s-a trezit cu amenzi de la garda de mediu și se mișcă lucrurile în comuna lor. Deci genul ăsta de acțiuni care îmbină ceea ce suntem noi ca forțe politice proaspete, civismul cu politicul, este exact ce putem să facem împreună, pentru că dincolo de partea asta de experți pe care voi o instrați foarte bine, trebuie să vină presiune de la nivel de jos, civic și, repet, politic. Sunt convins că îl putem dresa și pe domnul Mândruță să contribuie la chestia asta. Am vorbit deja cu el. Eu personal am răspuns la vreo 10-15 întrebări de la Q&A. Vedeți încă multe acolo, dar ele tot veneau pe măsură ce răspundeam. Puteți să mai faceți și voi. Și ultima mea idee, acum zilele astea se face programarea pe cum vom folosi banii europeni viitori. Da? Din păcate, din ce am văzut eu că au publicat drafturile programelor operaționale Ministerul Fondurilor Europene, nu se schimbă nimic. Adică rămâne la fel. Am avut două bugete europene ratate, cred că putem să tragem linie să spunem chestia asta, și nu se schimbă nimic. Adică trebuie să luăm puțin pauză, pentru că altfel dăm cu capul în același zid și după aia o să ne mirăm că iar trebuie să fazăm proiecte în 2023. Ceea ce practic va însemna că luăm de trei ori banii pentru niște proiecte pe care le ratăm. Da? Deci eu cred că trebuie să tragem un semnal de alarmă și către Ministerul Fondurilor, care deocamdată nu face decât să spargă actualul program operațional pe infrastructură mare, care pune și mediul și transportul la un loc, îl sparg în două, mai mici cum era înainte, ca să-și facă mai multe sinecuri acolo pentru ei, o spun foarte, foarte clar, ceea ce înseamnă automat că vom mai pierde 2 ani pentru acreditarea viitorilor autorități de management. Că dacă rămâne POIM-ul cum este acum, nu mai trebuie reacreditat. Dacă se sparge în două, cum vrea ministerul, fără nicio fel de justificare, trebuie iar 2 ani de proceduri birocratice. Deci, eu încerc să monitorizez ce se întâmplă cu dezbaterea asta, care este una artificială, adică discută ministerul cu ADR-urile între ei și nu pun degetul pe problemă. Dom'le, de ce nu a mers? De ce acest sistem eșec sistemic? Și poate și voi din toată civilă, poate și noi din politic să încercăm să punem chiar niște întrebări reale și să se schimbe ceva masiv. Pentru că altfel, repet, nu s-a trăit niciun fel de lecție. În afară de acest raport al vostru, de ce mai spunem noi pe partea politică, nu există o concluzie a statului român care să spună, băi, cum am avut noi 1 miliard de euro și nu s-a mișcat deloc ținta de colectare? Cine este de vină sau ce lecții tragem din povestea asta? Ăsta este ultimul meu cuvânt, să nu ignorăm dezbaterea pe fonduri europene viitoare, chiar dacă este mai tehnică și mai ațoasă, dar este absolut vitală. Mulțumesc, Sorin! Bine, hai să ne mulțumim de reciproc, să mulțumim tuturor candidaților care au stat cu noi o oră și 30 de minute în plus față de ce anunțasem inițial, experților tehnici și publicului care a avut răbdare să ne urmărească, celor care ne-au preluat pe platforme și nu în ultimul rând domnului Damov. Am senzația că vom avea multe de comunicat și de aflat de la sectorul privat care lucrează în domeniul reciclării, pentru că, mă rog, este chiar un domeniu complicat, cu multe, multe, multe componente și trebuie să lucrăm la toate, nu numai la părțile care se văd pentru public și au oarecare atractivitate politică. Cu asta declarăm închise lucrările plenarei de astăzi și mulțumim. Vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm, repet, luni avem dezbaterea pe achiziții publice.
inclusiv ce s-a întâmplat acum recent în criză, și vor mai fi evenimente anunțate de noi cât suntem sub lockdown, le vom face pe toate Zoom, că n-avem încotro. Pe urmă încercăm să revenim la normal. Mulțumim, toate bune, vedeți, raportul integral a fost pus deja pe site-uri și îl puteți avea ca referință. Mulțumim, la revedere! Toate bune! La revedere,